Eu văd că Mata iese în campanie mai mult ca toată lumea. Ce are el cu campania? Este o asociație, este un serviciu pe ea la nivel de județ, vine să fac campanie. Dar un exemplu ce-a făcut în campanie. Văd că pui numai politic. Lasă, n-ai venit politic. Nu putem așa suntem, avem dureri mai ca mai ca cu ăsta, nu politica. Politica, să vă dea Dumnezeu să câștigați, să câștigi cel pe care cetățenii consideră că merge să-l aleagă. Au și eu o problemă, nu trebuie să-i ascultăm. Dar veniți, domnule, mai încoace, că-i păcat să stăie la ușa acolo. La ușă s-ar putea să mai fie trafic. Veniți la steaguri pe alea, nu se întâmplă nimic. Nu acolo la drapelă, pentru onoare înainte. De acolo ne-am unui grămadit și aici. Potrivit legii 215 din 2001, ați fost convocați pentru actul cu ședința extraordinară prin excursa de un primar numărul 1 din 4 a 1-a. Fiind prezentă din cei 15 consilieri, 14 mulțumesc, consilieri locali sunt prezenți 14, majoritatea. Prima dată, vă mulțumesc. Da. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnule primar, vă rog să prezentați ordinii de zi. Așa, acum am discutat și la ședința ulterioară care am avut-o, și seama acestui subiect, v-am convocat astăzi cu două proiecte de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii de tratare și de păstare deșeurilor de primăria municipiului Bacău, calitate de operator al depozitelor și ADIS
Citând un proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de salubritate ce se va încheia agenții economice, instituții publice Preaza Comunei Căști, compania Rom Prest Bacău. Întrucât proiectul de hotărâre nu au avizii favorabile, acestea în forma prezentată nu pot fi supuse aprobării Consiliului Local. Deci, ele, dacă vor putea fi rediscutate sau într-o altă formă. Domnule președinte. Stimați colegii mei, de a începe ședința, mi-aș permite să vă urez un an fericit și multe realizări și liniște multă. Așa cum o să chemăm primar, două puncte din ordinea de zile, știți de la ședința anterioară, fost vorba de salubritate, de făcut contract de APIS-ul Bacău, în care nu s-a fost satisfacerat de faptul că mai am considerat prețurile erau, mi s-a părut niște prețuri abia. Dacă nu le mai discutăm la punctul ăsta. Da, da. Deci trebuie rediscutate, dacă venim cu alte soluții sau idei, vom putea propune spre aprobare o altă formă față de ce a prezentat. În primul rând, aș dori să vă spun că primul punct de aprobare privind aprobarea model contract prestare servicii de tratare și alea între ADIS și Primăria Municipiului Bacău, ăla nu ne-a afectat sub nicio formă. Ăla, părerea mea, că putea fi aprobat fără dor și poate. Că asta este ADIS-ul cu Primăria Bacău, se poate depozita gunoiul. Aici nu ne putem, nu ne afectează cu nimic și nu văd de ce ar trebui să ne opunem, dacă sunt persoane fizice. La discuții eu zic că sunt, știți cum am vorbit și în ședința ulterioară când m-am zis să vă gândiți fiecare, este al doilea proiect de hotărâre privind modelul de contract ce se va încheia între agenții economici. În ultimul timp, domnul Bogdan și l-am sunat și ieri, chiar am luat legătura cu marea majoritate a agenților economici. Gradul de nemulțumire este foarte mare. Eu am spus și în birou, chiar și ca primar, nu pot să-mi asum așa ceva. Cât o-i mai fi. De asta zic eu, i-am și zis să vină, ca să putem o discuție și să vedem dacă se poate ajunge la o formă sau alta. Pentru că operarea de pe 11 începe vis-a-vis de persoanele fizice, începe colectarea, ori societăți, la persoanele juridice, nu se poate să realizeze acest lucru. Un alt impediment care stă, și de asta spun că merg discutat pe contract, chiar am discutat la primărie, nu vom putea da autorizații de funcționare nici unui II și nici unei societăți. Dacă nu au un contract de salubritate cu o firmă autorizată. Cum v-am mai zis ședința de data trecută, singurul operator este Rom Prest la nivelul județului Bacău. Adică, eu zic că trebuie găsit o soluție care să rezolve ambele situații. Prețul, într-adevăr, este destul de... Prețul, dacă nu îmi produci, de ce să-ți dau, este normal și susțin ideea asta, că nu poți să-ți plătești ceva ce nu mi-i produci. O să ajungem și în situația aia altă, după 15, în care o să ne blocăm ca activitate la societăți. Îmi merge fără autorizație și fără. Da, dar este o ilegalitate mai mare decât putem merge. De asta zic că trebuie văzut o cale de mijloc și eu vă spun ce am spus domnul Bogdan, o să vă spun un punctul de vedere. Ăsta este punctul meu de vedere, că acolo la tarif minim, eu spuneam așa, acord sau negociere direct între părți. N-are decât Rom Prestul să ducă să negocieze cu societatea respectivă, preț, tarif, cât bunul ia. Adică încercăm să, și corect este să împovărăm, ca să-i spuneam, un ii mic, să-i dai 18 milioane, 20 pe an la gunoi, mare, săracul, nu știu cât, dai la nenorocic, sunt ii-uri care au 3-4 activități. Și în magazin. Și în magazin, și tot. Păi, dai, dăm cuvântul domnului director Setu să vă spună punctul de vedere al dânsului. Domnul
Vă numesc că am uitat să vă întrebunesc că marea majoritate pentru asta ați venit, nu? Da. La persoane fizice, acum nu că susțin o idee, față de oraș, la orașe de trei ori mai mari ca la țară, zic, puneți o medie maximă de 3 persoane, o medie la o gospodărie, o să plătiți undeva de 11 lei. Vechea firmă care venea vă lua 20 de lei pe loc. Deci acolo nu e... Poftim? Domnul director, dacă doriți cu vreo. Mulțumesc, domnule primar, în primul rând pentru invitație. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Intru într-o scurtă prezentare pentru a înțelege inclusiv distinsă audiență faptul că ADIS-ul nu este prestatorul acestui serviciu. ADIS-ul este asociația tuturor unităților administrative teritoriale din județ și care are ca obiect asociația reglementarea serviciului de salubritate în condiții legale. Ce presupune acest lucru? Organizarea procedurilor de licitație publică pentru componentele serviciului de salubritate. Recolectare, colectare și transport deșeuri, câștigător compania Romprest, decizie dată de către Comisia de Licitație, la care președinte am fost, consfințită de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și de către Curtea de Apel Bacău prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Ceea ce spun este faptul că Romprestul este câștigătorul legal al acestui contract. Tarifele pe care le-a prezentat la ofertare sunt cele pe care le-a prezentat, sunt în baza documentației aprobate de către dumneavoastră. Am văzut cu oarecare surprindere, îngrijorare și interes faptul că în cadrul Consiliului Local Căiuț a fost respins proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modelului de contract pentru agenții economice. Privesc lucrurile pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din prisma a 5 elemente. Primul este taxa de salubritate pentru populație. Apreciez faptul că prin votul dumneavoastră acest lucru a fost rezolvat. Achesez la opinia domnului primar, considerând că taxa de salubritate pentru populația mediul rural este pe de o parte suportabilă, într-un cuantum mult mai mic decât cea din mediul urban, în condițiile în care vorbim de o activitate cu 7 elemente, precolectare, colectare, transport deșeuri egal, Romprest și sortare, compostare, tratare, transfer și depozitare finală. În rural nu vorbim de compostare, deci celelalte 4 elemente, la tarifele care vor fi cu mult mai mari. Vor rezulta în urma unei licitații care momentan este în instanță, așa cum știți, orice procedură de achiziție publică are 2 căi de atac, CNSC-ul și instanța judecătorească. Ce este cert este că depozitarea deșeurilor în județul Bacău va avea un alt cost decât cel din prezent. Pentru informarea tuturor, 24 de lei tona pe deșeuri menajere, 6 lei tona deșeuri din construcții și demolări, fără TVA. De ce fără TVA? Pentru că operatorul momentan și temporar al celulei 1 a depozitului este Primăria Municipiului Bacău, în calitate nu de autoritate a administrației publice locale, ci de operator de salubritate temporară. Deși municipiul Bacău are încheiat din 5 ianuarie 2015 un contract cu firma EcoSud, unde prețurile la depozitare, dau exemplu doar pentru menajer, 46,8 lei pe tonă fără TVA. În condițiile în care contractul, repet, încheiat de Primăria Municipiului Bacău în calitate de proprietar al celulei 1, s-ar fi aplicat de la 5 ianuarie 2015, așa cum ar fi fost normal, în virtutea contractului pe care l-au încheiat, prezența mea astăzi în fața dumneavoastră nu cred că ar fost necesară. În condițiile în care cu toții, atât agenți economici, cât și unitățile administrativ-teritoriale pentru persoanele juridice, ar fi avut de plătit un alt tarif la depozitare. Nu aș dori să discut, simt într-o polemică legată de faptul e mare sau nu e mare prețul. Lucrul acesta este o percepție de natură subiectivă. Ceea ce dumneavoastră vi se pare mare, mie unuia poate să mi se pară foarte mare. Ceea ce dumneavoastră vi se pare mic, același lucru. E o chestiune de percepție. Cum privesc lucrurile? Strict din punct de vedere administrativ. Este sarcina unității administrativ-teritoriale să reglementeze pe întreg teritoriul său, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, serviciul de salubritate. Cum o poate face? Doar în baza legii.
Unitatea administrativ-teritorială are două posibilități. Gestiunea directă a serviciului de salubritate, care presupune controlul direct și de mijlocit al UAT-ului asupra operatorului. Mai pe scurt, fie ai serviciu propriu, compartiment sau direcție în cadrul primăriei, fie ai un SRL al cărui asociat unic ești Consiliul Local, ori ai gestiune delegată, care presupune procedură de licitație publică și încredințarea serviciului unei entități externe. Repet, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Filozofia sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău pleacă de la două elemente. Împreună urbanul și ruralul, pentru a se putea susține prin taxă mai mare în urban, mai mică în rural, dar împreună și în limite acceptabile, iar un lucru foarte important este separarea persoanelor juridice de persoanele fizice, pentru a putea asigura un echilibru contractual. Faptul că tariful rezultat din licitație este mare sau mic, repet, este o chestiune de percepție subiectivă. Ce știu eu este următorul lucru. Avem obligația să asigurăm o relație contractuală corectă între operatori licențiați. Ce înseamnă operator licențiat? Față de intervalul anterior, este o informație publică cea care o furnizez, fostul operator de salubritate de pe raza OAT Căiuți, în speță NVM Trans, nu mai avea licență ANRSC din 2013. Asta este o informație publică pe site-ul ANRSC. Singurul operator licențiat pe raza 65 de OAT-uri din județul Bacău, între care și OAT Căiuți, este compania Romprest. Din 23 decembrie 2015 are licență în baza ce? A contractului pe care l-a câștigat în mod corect prin licitație. În baza unor documentații de atribuire aprobate de către dumneavoastră. Ajungem în 2016 la finalul unui demers început în 2009. Și mă bucur faptul că suntem astăzi într-un dialog în condițiile în care absolut tot ceea ce a făcut ADIS-ul în numele și pe seama membrilor săi a făcut-o în baza unor documentații aprobate în unanimitate de către consiliile locale. Au rezultat niște prețuri din licitație. Accentul pe care l-am pus în activitate a fost permanent pe interesul unităților administrativ-teritoriale de a avea servicii de calitate la prețuri corecte. 3,76 lei pe lună de persoană este taxa. Este relația cetățean UAT-UAT-ADIS. Mai departe intervine relația UAT-Romprest ca operator de colectare și transport și ADIS, momentan primăria municipiului Bacău, ca operator al celulei 1 și ulterior cu firma X, care va câștiga licitația. Dar când va câștiga licitația și când se va depozita în celălalt doi? E foarte important. În intervalul martie-mai 2016. O spun explicat și extrem de clar. Din acest interval, în momentul în care se depozitează în celulalt doi, prețurile la depozitare cresc de aproximativ 4 ori. Da, de ce? De ce? Dați-mi voie să vă explic de ce. Care este interesul? Reducerea cantității la depozit. Utilizarea mijloacelor cele mai eficiente de reducere a acestor cantități, în speță, sortare, reciclare, valorificarea acestora, compostarea, nu are niciun rost ca în momentul în care am puberă și locuiesc în mediul rural să o umplu cu deșeuri biodegradabile. Nu, acea pubelă scrie clar pe ea, menajer rezidual, restul restului care nu are ce căuta în natură. Problema cea mai mare este reciclabilul și dau exemplu PET-ului. Înainte de 89 nu aveam atâtea deșeuri de plastic. Un deșeu de plastic se dezintegrează în mediu în 450 de ani. Spre deosebire de cel biodegradabil, indiferent că vorbim de frunză, creangă, fân sau deșeuri animale, care, dacă se dezintegrează în mediu, nu afectează, nu poluează. Repet, este sarcina fiecărei unități administrativ-teritoriale să reglementeze acest serviciu. OAT Căiuți, la fel ca și alte 64 de unități membre ale ADIS-ului, a reglementat situația serviciului de salubritate prin intermediul ADIS-ului. Am susținut procedura de licitație, a câștigat Romprestul, este singurul operator licențiat pe raza a 65 de unități administrativ-teritoriale, este pregătit să presteze. Însă pentru a presta este nevoie de cele 5 elemente. Taxa de la populație, tariful rezultat din licitație aprobat și este cazul pentru persoane fizice. Pe de altă parte, contractul de depozitare cu primăria municipiului Bacău. De ce?
avem contract cu un operator de colectare și transport. Acesta nu se va plimba cu gunoaiele. Trebuie să le depozeze undeva. Este obligația noastră să-i asigurăm locul. Noi am făcut lucrul acesta. Am încheiat contract cu primăria municipiului Bacău. Dacă dumneavoastră îl aprobați sau nu, este o chestiune care ține strict de decizia dumneavoastră. Dacă nu aprobați contractul de depozitare cu primăria municipiului Bacău, înseamnă că aveți un alt loc de depozitare. Cel mai apropiat conform este la Buzău, iar următorul la Odorheiu Secuiesc. Depinde acum cum privim lucrurile. Și în județul mai are? Nu. În județul Vrancea nu mai există nici o posibilitate de depozitare a județului, nici măcar pentru Vrancea. Știu că avea așa. Avea. Județele limitrofe Bacăului, în speță Vrancea, Vaslui și Neamț, nu au locuri de depozitare care să permită deșeurilor din municipiul Bacău. De ce subliniez acest aspect? Pentru că este foarte important. În luna decembrie anului trecut, la ședința Colegiului Prefectural, unde am fost invitat să particip, alături de reprezentanții Verzii de Mediu și Agenției de Protecție a Mediului, s-a pus foarte serios problema suspendării activității la celula 1. Este o chestiune foarte serioasă. Dacă astăzi ni se pare mult 24 de lei tona la depozitare, nu vreau să-mi imaginez ce va însemna suspendarea de către Agenția de Protecție a Mediului activității la celula 1. Pe toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău, direcția va fi Buzău sau Odorheiu Secuiesc. Romprestul, nemaiputând să depoziteze în celula 1, va trebui să ducă la cel mai apropiat depozit. Și apoi e sarcina să găsească soluția de depozitare a ADIS-ului și a membrilor săi. ADIS-ul vine către membrii săi și spune, avem soluție la depozitare. Unica existentă în județul Bacău, celula 1. Că se va închide sau nu, vom vedea. Ce e cert e că Garda de Mediu, în urmă cu 7 luni, a efectuat un control, a dispus niște măsuri de conformare și un avertisment, cea mai mică sancțiune. După 6 luni de zile, a revenit în control, din măsurile de conformare doar o parte s-au realizat, a dispus sancțiunea următoare, amendă 500 de milioane, a notificat Agenția de Protecție a Mediului, care a emis avizul integrat de mediu, în cazul în care nu se reglementează, se suspendă autorizația integrată de mediu și nu se mai depozitează în celula 1. Și atunci o să venim către dumneavoastră, domnilor consilieri, să vă întrebăm unde este mai ieftin. În Buzău sau la Odorheiu Secuiesc? Și o să vă propunem un contract. La fel cum vi l-am propus și acesta. Unicul loc de depozitare a deșeurilor în județul Bacău este celula 1, momentan. Ulteriorul va fi celula 2, lângă 1. Următorul 3 și 4. Uniunea Europeană ne-a dat bani de 2 ori, înainte de aderare și după aderare. Cu banii înainte de aderare s-a construit celula 1. Cu banii de după, celula 2. Urmează să fie dată în folosință. Dar celulele 3 și 4 reconstruim în intervalul martie-mai 2016. Acum. Deci acum celula 1 are capacitatea depășită deja. De ce? Ea a fost construită pentru municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, însă astăzi, și de fapt nu de astăzi, din 2010 încoace, tot județul depozitează acolo. 93 de OAT-uri. Deci vă dați seama, e logic. De la o durată de viață de 8 ani s-a restins la 5. Ce este astăzi celula 1? Este, din păcate, doar un loc în care se depozitează. Nu este un loc în care se depozitează controlat, conform, sortat, reciclat. Vă mai întreb un cu... Deci asta nu este vina noastră. Sub nicio formă. Păi și dacă banii s-au luat, de ce nu funcționează, nu? Aș vrea să vă dau... Pentru că dacă s-au dat bani de la... De unde la Uniune, acolo, nu? Deci asta corect. Noi vorbim așa, ca idee. Deschis, ca... Da, corect. De ce nu funcționează? Pentru că dacă este singurul loc pe Bacău, trebuia să iei în considerare tot județul Bacău. Absolut, s-a luat. De ce s-au... Păi și de ce spuneți s-a că luat. Nu este... Deja sunt plini. Celula 1. Păi bine, dar... 2 celule trebuiau făcute în așa fel încât să acopere tot județul Bacău. Absolut. Păi și de ce deci spuneți celula, că nu se poate? Deci că nu ajungem tocmai la Buzău? Celula 2 este goală. În Catenia, timp de 8 ani de zile, îndrec gunoiul din județul Bacău. Însă, dacă celula 1 se suspendă autorizația integrată de mediu, autorizația integrată de mediu este dată pentru întreg depozitul. Celula 1, 2, 3 și 4. Chiar dacă 3 și 4 nu sunt construite. Celula asta 1 are câteva instalații care deservesc și vor deservi și 2-ul, și 3-ul, și 4. În speță, bazin de levigat, stații de sortare, stații de compostare.
Dacă Agenția de Protecție a Mediului suspendă autorizația integrată de mediu pe celula 1, de fapt o suspendă pe întreg depozitul. Nu este vina căiuțului, nu este vina ADIS-ului că proprietarul celulei 1, deși are un contract din 5 ianuarie 2015 cu un operator licențiat, nu a ajuns la reglementarea situației din punct de vedere tehnic și juridic. Primăria Municipiului Bacău a vrut să predea operatorului celula 1 și instalațiile aferente, însă operatorul a refuzat să le ia. De ce? Pe lângă groapa asta, efectiv, care e celula 1, instalațiile și bazinul de levigat, ăsta e, aici e problema, bazinul de levigat, levigatul e rezultatul lichid din sedimentare. Apa de ploaie care curge, ninsoare și zeamă efectiv din gunoi. Asta se adună, se captează. Este un deșeu periculos care se tratează, dar costurile de tratare sunt foarte mari. Absolut. Nu funcționează. De ce? Pentru că o unitate administrativ-teritorială, chiar dacă e licențiată temporar ca operator de salubritate, nu poate să facă o activitate pe care o fac profesioniști. Are niște costuri. Nu și le asumă nimeni. Și acum e schimbul ăsta între cei doi. O spun extrem de clar și deschis. Bacău ar vrea să o dea, dar cu probleme. Operatorul s-a bătut 4 ani în instanță și a câștigat. Nu comentez cum, dar a câștigat. Are contractul semnat. Interesul unui operator economic este să presteze, ca să încaseze bani. Ei, iată totuși că suntem la un an de zile distanță și respectiv operator nu a preluat celula 1. Și de ce nu a închis? De ce nu a închis-o? Păi, aia pe operator, care practic nu ia banii cu joapa, cum s-a zis. Nu ia niciun ban acum. Nu ia niciun ban. Ia momentan de la după 11, când încep să se servicii, după 11 ianuarie. Da, director, toate problemele se pot ia. Nu-i exerzi pe noi și oamenii care uite aici. Deci sistemul cum se face și se rezolvă. Că această licitație a fost făcută în baza documentației aprobate pe dumneavoastră. În unanimitate. Acestea sunt prețurile rezultate din licitație și sunt corecte. Deci sunt consfințite prin hotărâri judecătorească definitivă și revocabil. Deci, repet, comisia de licitație a declarat un câștigător cu oferta lui. Celălalt, participant la licitație, a contestat la CNSC. CNSC-ul a dat dreptate comisiei de licitație. Celălalt operator a mers mai departe, în curtea de apel. Curtea de apel a menținut decizia CNSC și a comisiei de licitație. S-a încheiat contractul. Întrebarea... Trebuie să fie mulți operatori care s-au făcut licitații. Domnule consilier, dar au fost, pentru că această licitație a fost pe SEAP, este publică. Orice operator interesat a venit și s-a prezentat la licitație, domnul consilier. Nu a făcut licitație cu un singur operator. V-aș ruga numai puțin să expună toate lucrurile. Ca să înțelegem ce așa. Pentru că situația este destul de complicată, dacă ați observat. Auziți, vreau să vă pun și eu singur trebuie. Vreau să știm și noi. Câți bani încasați pe lor pentru o persoană? Cine, domnul? Firma asta, ADIS-ul ăsta. Câți bani i-a? Domnule consilier, ADIS-ul nu este o firmă. Am spus în deschiderea expunerii, că ADIS-ul este o asociație a tuturor unităților administrativ-teritoriale și nu încasează niciun leu de la nicio persoană. Păi și atunci, și la primărie, dumneavoastră cât bani plătiți? Dacă primăria vă dă factură pentru... Cui se dea factură? Deci factură emite Rompres. Nu ADIS-ul. ADIS-ul a fost o formă de asociere a tuturor comunilor să poată realiza acest proiect, unde se ducă gunoiul. Că nu puteai să faci tu o comună ca să duci gunoi la o groapă de-a ta, nu-ți dă voie. De asta s-a făcut ADIS-ul. Eu Noi se plătește la Rompres, despre asta vorbim. Noi și persoane juridice între ele, dar și noi ca primărie Rompresului de factură. Noi pentru că suntem membri la ADIS, noi atâta dăm 25 milioane pe an cotizația de membru. ADIS-ul din cotizațiile astea trăiesc și iau salarii, nu din tarife de gunoi. Deci ca să separăm un pic discuția. Altceva, vă mai întreb un singur lucru și gata. Vreau să știu și eu cu contractul ăsta cu agenții economici. Da. De ce nu negociați dumneavoastră personal? Ce treabă avem noi consilierii cu agentul economic? Sunteți foarte amabil, stimate domnule consilier, că mă desemnați
și aveți atâta încredere încât să fiu un negociator personal. Și întrezăresc amuzamentul dumneavoastră. Nu, dați-mi voie să vă explic de ce nu aș putea să fac eu lucrul acesta. În primul și în primul rând, pentru că nu am calitatea de reprezentant al niciunei unități administrative teritoriale, nici de primar, nici de consilier local. În altă ordine de idei, în relația cetățean-unitate administrativ-teritorială este taxa de salubritate. Ia stă la baza relației între unitatea administrativ-teritorială și ADIS, taxa de salubritate suportă tarifele de colectare și transport și depozitare, pe care ADIS-ul le plătește operatorului de colectare și transport și celui de instalații. În ceea ce privește agenții economici și instituțiile publice, relația contractuală este directă cu operatorul de salubritate în baza tarifelor rezultate din licitație și a contractului care se încheie între cele două părți. Este sarcina unității administrativ-teritoriale pe cale de consecință a dumneavoastră în calitate de consilier local să aprobați sau nu respectiv un model de contract. În momentul în care ați aprobat taxa de salubritate și în felul acesta asigurați pentru persoanele fizice finanțarea serviciului. În momentul în care respingeți modelul de contract între rompeți și agenții economici, privați agenții economici de posibilitatea de a avea serviciu prestat de către singurul operator care deține licență. Când am văzut că agenții economici plătesc 1.330.000 lei. Stimate domnule consilier, am studiat cu atenție acest contract în condițiile în care înțeleg preocuparea dumneavoastră și a agenților economici. Se aseamănă cu un contract de telefonie mobilă. Avem un abonament minim, să spunem de 5 euro, de care avem 20-30 de minute. Vorbim, nu vorbim, plătim. Dacă nu plătim, se taie. În ceea ce privește deșeurile, nu există nicio posibilitate pentru nimeni de a stopa la sursă robinet. La curentul electric l-am plătit, bun, merge, nu, se taie. La gunoi, cu toții avem calitatea de generator de deșeuri. Vorbim de o medie. Pentru cei din mediul rural de 0,53 kg pe zi de locuitor, pentru cei din mediul urban de 1,01 kg pe zi. Pentru agenții economici, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră că e vorba și de profilul de activitate. Însă, pe de altă parte, contractul e în felul următor. Pentru agenții economici, se vine separat de persoanele fizice. De ce? Pentru a evita amestecul între deșeuri. E logic, e normal. Pentru că nu vine nevoie ca cetățeanul să plătească pentru deșeurile produse de un agent economic, indiferent că vorbim de un IEI sau de o societate pe acțiuni. Operatorul vine de 4 ori pe lună, o dată pe săptămână în poartă la agentul economic. Agentul economic încheie sau nu încheie contractul. Dar poate să încheie doar dacă dumneavoastră, ca și Consiliul Local, aprobați modelul de contract. Dacă agentul economic încheie sau nu încheie, este o chestiune care privește strict agentul economic. Dacă dintr-un motiv oarecare nu îl încheie, motiv de preț, motiv de calitate serviciu, este liber să-și găsească un alt operator. Ce spun eu? E că prin efectul licenței există unul singur. Pentru că asta e problema. Deci suntem obligați. Deci, este exact ca la EON. Deci obligați, nu? Deci ce să alegem dacă suntem singuri? Ce să alegem? Dar nu suntem, nu sunt operatori. Este asociația. ADIS-ul nu ia bani. Ei e organizația care a fost. Au licitat romprestul. Banii care vin și contractul cu romprestul. Deci încheiem să facem... Ce furnit? De cine sunteți obligați? Nu ești obligat. Dar știi ce se întâmplă mâine? Vii la primărie să te autorizezi acum... Prima dată când te duci să ții ăla de la DSB, avizul ca să poți să-ți dau autorizație, te întreabă de contractul de mediu. Cum vă mai întreabă acum la unii societăți, îți întreabă dacă produci nu știu ce, să-ți strică salamul și aia trebuie să ai de la cei de la Onești. Unde te duci, vezi, Doamne, când plătești, dar e carisare sau mă rog. Deci toate se leagă și spunem, într-adevăr, cum ai zis tu, vei să zici că... funcționez fără autorizații. Nu vreau să spun că e în jur de 2 miliarde o amendă. Și vă 350 milioane amendă la mediu. Dar eu sunt aici și susțin că de-aia l-am chemat. Cum să dea 1.500.000 la domnului?
Nu are, vânzare de câte 200-300 de lei pe zi. Știu. E o problemă pentru toată lumea și major. Costă de 1.500.000 la gunoi. Înțeleg, înțeleg, înțeleg perfect. Înțeleg perfect ceea ce zice. Luați cazul fericit care îi iei o leacă din magazin, zici, produce niște gunoi. Dar ei care nu produc. Magazinul? Deci am făcut din start distinția între, între agentul economic și persoana fizică. Într-adevăr, ca persoană fizică plătești pentru gunoi taxa de salubritate. Dar ca agent economic, nu este o chestiune pe care o impune ADIS-ul sau o impune neapărat primăria ori consiliul local. Până la 1 anul ăsta, fost 35 de loc. Da, dar cum operator nelicențiat. Și acum, dacă e licențiat, îți dă 1.300.000 și... Abonamentul, contractul este diferit. Serviciul este diferit. Serviciul este diferit. Prețurile sunt rezultate dintr-o licitație. Cel cu care ați lucrat până în prezent nu avea un contract cu unitatea administrativ teritorială, nu avea licență. Ce să vă spun? Fac o paralelă și vă rog să mă credeți că nu-i deloc cu amuzament. Dacă eu v-aș zice că sunt dentist și v-aș scoate un dinte cu 10 lei, v-ar conveni. Însă dentistul la care vă duceți, vă ia 100. El e dentist. Dar eu pot să vă scot cu 10. Cam aceleași situații și aici. Era 35 și era nelicențiat și lucra la negru. Așa. Dar pe noi nu ne interesa treaba asta. Bun, o secundă. Stimate domnule consilier. Tot la fel lua gunoiul. La fel îl luați și dumneavoastră. Nu, domnul consilier, eu nu voiam niciun gunoi. Eu nu voiam niciun gunoi dumneavoastră. Nu, stați puțin. Dar diferența este că primăria va plăti. Dacă nu casează, de unde plătește? Stimate domnule consilier, este sarcina. La agenți economici nu plătesc dâns și direct. Nu plătesc dâns și direct. N-avem aici, ieși și noi ca și... Dar eu ce-am spus-o și eu ține am zis-o lui Bogdan, punctul de vedere, mie mi se pare cumva absurd ca unitatea teritorială administrativă să girez un tip de contract care îl face două persoane juridice care spune clar în codul civil contractul. Este un acord între părți. Absolut. Contractul este soluția finală a unor negocieri între două părți. Păi ce ar fi atunci? Eu fac contract cu vânzare, cumpărare pe casă, dar trebuie să-l girezi Guvernul României. Deci cam aici spune problema. Eu cum o văd? Că... De ce să nu fim novești în barul pe oricine? Nu credeți că are cineva, că eu asta ai făcut un calcul. La ce societăți și puncte de lucrare soția mea a ajuns, dai 200 de milioane ca la gunoi. Banii ăștia nu-ți rămân în buzunar. Este un UII, sunt IIuri, cu foto, cu nu știu ce, care are 3 capri și o găină și-a făcut un UII, are o măsură de 1500 de euro, el săracul îți dă 500 de euro din ea. Domnule, deci, aici se pune problema. Am vorbit tocmai despre sistem, cum să funcționează. Deci, nu suntem împotriva contractului, toată lumea. Eu mă vedeam corect. Deci, dați-mi un pic, domnul Matei. Eu mă gândeam aici, așa, ce nu este, prin semnarea contractului, nu casnic, devine abonatul operator și va achita lunar contractvaloarea unei cantități minime de un metru cub. Deci 1.300.000, produc, nu produc, dau banii aia. Și dacă mie nu mi se părea, trebuia să spună, păi când produc, atât ați dat. Ăla e minim. Ăla e minim. Deci până la urmă și-a procurat-o și gata. Depinde, știți cum e. Vă rog să folosiți. Domnule Gorgă, vă rog să folosiți. Vă scoatem cu noi de la cai, de la vaci. Eu am venit aici ca să mă adresez în primul și în primul rând domnilor consilieri locali în ideea de a le explica dumnealor că prin votul pe care îl dau nu vă obligă pe dumneavoastră, ci doar vă oferă o posibilitate. Care? Că este singura. Păi bun, dacă aveți o altă. Deci asta nu mai este o posibilitate de alege între domnul primar. Că, de exemplu, se vin alegeri și sunt 10, poți să alegi. Dar dacă dânsul este singur, pe cine să aleg, este singur. Oricine va fi primar sau oricine va fi consilier local. Aici... Oricine, domnul meu, oricine va fi primar sau oricine va fi consilier local. Păi bine, aveam alegeri. Da, sunt așa 700, este. Dar oricine va fi primar și oricine va fi consilier local, aceeași lege o respectă. Este sau nu? Dar avem noi alegeri dintre domnul primar, nu? Am ales atât deci, aseară, mai fost. Aseară am avut o discuție și cineva aici chiar un prieten bun, nu dau numele domnul Vicea, asta mi-e prieten bun. Are două puncte pe magazine și merge cum merge. În comuna Căiți. Atât de pornit era împotriva mea că la un moment dat am zis, mă, ușor,
Că eu nu sunt ăla care să vin să vă împovăresc cu niște taxe. Zic că hai să o gândim logic. Deci, este un serviciu. Ar trebui să discutăm direct cu firma Rompresc, nu? Da. Unde e Rompresc? De asta întreba. Ce poți să vin direct de la Rompresc? Nu știu cine m-a spus. Nu știu. Că Rompresc nu vor fi niște fraieri, ce? Comuna Căiesc nu a făcut nimic control. Și te trezești într-o zi, eu sunt aici și am zis să găsim o soluție care să fie amiabilă și convenabilă pentru toată lumea. Că invers, o luăm în barbă. Nu te poți autoriza, trimite control, n-ai contract, e Nu am intenționat. Cine amenință cu legea, nu amenință. Acesta este codul penal, domnul consilier. Domnul Bogdan, nu puteți să-mi spuneți că trimiteți intenționat garda de mediu. Nici ăla nu e nebun. Nu trimite nimeni intenționat. Știți ce face garda de mediu sau DSV-ul și aia trebuia să-și facă treaba. Să vă pun. Unde nu s-au aprobat, mă rog, unde nu s-au făcut contract, unde nu s-au aprobat. Că chiar dacă nu se aprobă și eu, un agent economic, dacă mă gândesc să spun la aia, până la urmă închizi gălușca și cât ai putea să o duci până, cred, o lună, două, trei, te duci să faci un contract, să te autorizezi, pe urmă, papu, ce mă, nu mai pot, tu din aici. Să veniți cu niște îmbunătățiri. Spune, domnule, eu asta vreau. Ca să în contractul respectiv, apară niște modificări pe dacă vorbim așa. Dă-ți la etnă, dă-ți spune clar. În momentul în care s-a luat amenințarea, nu am două etnă, nu am două etnă. Da, gata, poziție. Vă dau și dumneavoastră să nu aveți răbdare. Pentru că să vorbească, trebuie să-și spună punctul de vedere și poate vine cu ceva îmbunătățiri la contractul care trebuie încheiat. Pentru că nu scăpăm fără contractul ăsta. Pentru condițiile dumneavoastră, nu a noastră ca persoană fiți, dar dumneavoastră ca agenții economici, ați văzut că v-a explicat destul de clar domnul primar ce se întâmplă cu autorizații. Ce implic în cazul în care nu avem contractul aprobat. Eu le mai spun la prietenii mei, apropiați, poate nu așa plecăm. Că cum porumbel figur acum, la ce văd eu? Le-am spus la toți care m-au solicitat și aia, pentru că vin vremurile, în ce sens? Toți care și-au făcut o formă de persoană juridică s-a gândit să producă sau să trăiască mai bine decât unul care este salariat. Să poată să-și dezvolte, să facă o societate, mă rog, ce are de făcut. Cred că au venit cu ideea, și exact ce mai spunea cineva, băi, ia, voi sunteți români, voi sunteți 80% proprietari locuinți în față de restul Uniunii, v-ați făcut societăți, de ce să nu venim noi pe ei să-i mulțim? Cam aici să vă ajungem următoarea. O să produc o societate să-i trăiască familia la limita existenței. Acolo să vă ajungi. Părerea mea. Deja s-a ajuns. Părerea mea. Tu vedeți, stai de ani de zile pentru micro-întreprinderi care sunt motorul și duc impozitul ăsta, nu vine nimic cu un proiect sau să vină cu o măsură. Hai să ajutăm micro-întreprinderi. Domnul primar, chiar dacă nu-ți spus, dar parcă mă s-a stimat, domnule președinte, te rog, nu a două vorbe. Pe domne ăștia, în loc să-i ajuți, îi distrugi. Eu ți-am spus, domne, nu asta. Eu am spus că trebuie venit cu niște modificări la contract. Asta trebuie spus. Dar dumneavoastră, prin cuvânt, să mulțumesc. Și domnul primar a explicat destul de clar și domnul director a explicat. Nu mai domnul trebuie să ia cuvântul domnului. Cum cât procesați un kilogram de deșeuri menajere? Cât procesați? Adică pe lucrarea. Adică mi-l luați și-l procesați. Cu o secundă. Te-ați ajuns la prețul ăsta. Domnul,
Rompesul nu procesează nimic. Păi cum, el colectează și transportă. Așa. Și duce la groapa de gunoi. Dar rompesul la groapa de gunoi, la rândul dânsului, plătește și el. Pe cât costă treaba? O tonă de gunoi. O tonă de gunoi. Din mediul rural, așa, de la persoane fizice, este 320 lei fără TVA. Tonă. Am înțeles. De ce nu s-o lua la kilogram? Bă, ați vrut 10 kg, atât ai plătit. De ce? De ce luăm global? Poate că omul nu arâncă. Poate că nu arâncă. Haideți să mergem la urmă. Dacă să arâncă sau nu să arâncă pe aici. Mai sunteți eu la foară. Da, bun. Deci eu vorbesc. Ceriți? Nu cer nimic. Păi da. Cum nu ceriți? Ceriți bani la oameni, la agenți, la... Și nu sunt ceriți bani. Păi vine mașina aia pe uliță la anii. Aia e problema. Eu ca să ies, nu-i problemă. Noi au atunci când Ionteanu, dar nu ați luat timpul. Aia e amenințarea. Vedeți? Mai gândim și noi. Unii europeane mai gândim și noi. Puneți un preț. Pum. Păi de ce? Nu iau adis. Nu iau adis. Nu. Păi de ce l-a făcut un reprezentant de la aia? O secundă. Vor veni către dumneavoastră și vă vor oferi posibilitatea să încheiați contractul. Vine cordia cu amicul sau cu ce? Nu. Reprezentantul. Stai aici, băi. Atâta iau, atâta fac, atâta vă costă. Bun, în condițiile în care... În condițiile în care dumneavoastră veți refuza contractul, veți veni la autorizare, la primărie... Dar de cine se ia la kilogram? Băi, am înțeles. De ce se ia total așa? Se ia la metru cub. Mă duc în vacanță la mare, sau la munte. Și eu n-arunc niciun chel din gunoi. Pentru că magazinul e închis. Bun. Anunțați operatorul, suspendați contractul pe perioada respectivă. Pe cât e activ. Deci, nu-mi luați lucrurile. Părerea mea. Domnul meu, nu consider așa că o spuneți dumneavoastră bădănești să nu, o consider umană, primul și primul. Ce uman? Dacă nu fac un noi să plătesc, asta e uman? Nu, ceea ce spune. Repet. Nu e uman. Repet. Contractul este tip abonament. Aveți abonament la telefon mobil? Nu. Cartelă? Deci, dacă vreau să vorbesc, încă, tot banul și nu. Exact. Dacă vreau să arunc un noi, plătesc. Ok. O vine mașina, câte ai, băi, mașina. Am 20 kg. Ia banul, pa. Okay. Bă, mai nu ai nimic. Nu plătesc. Bun. Păi, care e abonament? Nu relația cu agenții. Dumneavoastră ca agent economic, în relația cu instituțiile de control. Unde vă duceți? Vă duceți și vă cere. Aveți contract cu un operator? Cum? Păi vă întreabă, aveți contract? Păi fac un contract cu un operator să-mi convine și mie și lui, da? Corect. Păi... Nu corect. Bun. În momentul în care... Un milion jumătate pe lună, când eu n-arunc noi... Ce sunt dimi, să o luăm așa. Înțeleg. O luăm la pierd total. Nu, frate. Arunci noi, plătești. Are niște costuri venind de 4 ori. Deci fiecare din țara asta, da. Deci pe ce faci, plătești. Normal. Bă, mă duc să beau, plătesc. Mă duc. Corect. Magazin, plătesc. Arunc un loiu, plătesc. Mai nu arunc la gare și că pucat. Deci fiecare. Da, plătesc. Pe ce faci? Nu, Am făcut o paralelă. Bun, n-aveți abonament. Nu, dar cu abonamentul nu e chiar. Bun, ok. Până asta aveți cartelă. Ok. Și vă descurcați. Plătesc. Ok, bun. Nu vreau. Perfect. Dumneavoastră vreți sau nu vreți serviciul de salubritate? Da, da. Să ne înțelegi. Nu. Adică nu vreau. Nu cum vrea. Nu. Deci eu nu sunt cretin. Deci eu v-am spus. Da. Și ca aici și plătesc. Ok. Vreau salubritate și plătesc. S-ar putea să fie mai ieftin din negocieri, exact. S-ar putea să fie mai ieftin din negocieri. Veniți cu negocieri.
Nu, 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 vine, vine Romprescu, vine Romprescu, vine Romprescu și asta e baza de negociere de la... Păi nu, că el vine cu contract, păi el vine cu prestix. Baza minimă. Baza minimă. Păi și ce se negociere? Să dau mai mult? N-am înțeles. La fel ca și Căințiu este parte în contractul acesta, însă în Orbeni se intră la operare din 2019. De ce? Pentru că Orbeni, spre deosebire de Căiuți, avea un contract cu un operator licențiat dinainte. Romprescu, câștigând licitația, intră pe locul unde nu este operator licențiat. Dar și contractul vigoare. Când s-a făcut licitația asta, vă puteți spune, vă frumos, câte firme de salubritate au fost? Două firme. Două firme? Da. Și ce știu de bani? Nu, 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 nu. Ai altă firmă de ce? Din Bacău. Din Bacău. Soma. Da? Da. Soma a venit în asociere cu un partener extern. De ce a pierdut Soma? Și o spun public. Partenerul extern a venit cu niște documente bancare ca să dovedească bonitatea. În timpul licitației am cerut clarificări pe respectivele documente, pentru că nu erau clare. Și le-a schimbat. Iar aceasta, conform legislației achizițiilor publice, este motiv de descalificare. Înțelegeți? Deci eu vin la dumneavoastră, mă prezint cu buletinul domnului vice, facem cunoștință, după care mai venim o dată și vară buletinul meu adevărat. O dată am mințit, corect? Da. După întrebare, nu mai cere Romprescu, nu mai cere, da? Oferă. Și ofer. Nu ca avocatul lui. Dar de ce n-am eu Într-un tomberon, ce pot arunca? Director, eu... Într-un tomberon. Romprescu este o societate pe acțiuni cu trei asociați. Despre și eu da, da, fără niciun fel de problemă. Cel mai mic asociat este Aeroportul Otopeni. Următorul este cel pe care îl știți din presă, Walter Florian. Da. Și al treilea, sincer, nu scapă numele. Deci, într-un tomberon, se pune sticle... Eu întreabă... Negociați pentru ei? Nu, sub nicio formă. Eu întreabă cu Consiliul Local. Vreau să știu dacă pe OAT Căiuți, contractul Romprescului se aplică sau nu? Consiliul Local are aici Consiliul Local. Suntem o comună întreagă. Știu. A venit puțin aici, cum încă se ia. Toată comuna. Da. Eu Nu, amestecat acolo? Păi nu, dacă luați banii ăștia, eu aș da, mai puțin tomberon. O secundă, o secundă. Stiga la banul meu în tomberon. Acum mă întrebați în calitate păi de... Păi eu, dar nu dați. O secundă. Mă întrebați în calitate de agent economic sau de persoană fizică? Reprezint și eu. Nu, ca să știm cum vorbim. Persoană fizică. Persoană fizică. Pentru persoana fizică. Tomberonul este pentru deșeurile menajere. Adică ce deci, restul restului. O secundă. Pentru biodegradabil ați primit o unitate de compostare individuală, iar pentru reciclabil, containere separate în care se pune reciclabilul. Asta pentru persoane fizice. Pentru persoana juridică, pentru agentul economic, în funcție de profilul de activitate, Romprescu vine și spune. Da. Am rămas în ceață. Păi, tomberon de sticlă, tomberon de carton, tomberon de... Cam așa cerem și noi. Vrei bani? Dar de ce tocmai la asta s-a cerut să... Bani. Păi nu, dar nu-i menajer. Toată lumea are un porc, are un câine care practic nu se aruncă nimic la țară. În sensul că s-a stricat mâncarea, da? Bun. Eu nu arunc, că doar nu-s prost, că stau la țară, nu stau la bloc ca să pot să o arunc, n-am unde, că nu pot să dau drumul bun, înțeleg în stradă. Am un câine, am ceva, de ce să ia bani și pe asta? Înțeleg, un bidon, asta este ceva foarte corect și ceva normal. Pentru restul de menajerii de la animale, avem Nu avem treabă cu animale, astea toată lumea are bucăți. Nu, este aceeași chestie, am o vacă, da?
a făcut ea ce a făcut acolo, eu cu roaba mă duc, am bucată, arunc acolo. E biodegradabil, nu-i ok, dar și menajerul care mâncarea mea s-a stricat, eu o dau la câine, că n-am porn. Nu am bani, dar un drag câine l-am. Și dau mâncare la câine. Domnul meu, prin menajer nu înțelegem doar resturi alimentare. Bun, nu, restul de cartoape, am iepuri acasă, dau la iepuri. Atenție, nu doar resturi de mâncare. Nu doar resturi de mâncare. Haideți că intervin, că o să discutăm așa și nu terminăm niciodată. Păi tocmai de asta, nu? V-am zis și dumneavoastră. Spargi geamul, unde duc? Mi se spargi în geamă. Acum, da, aia, ok, aia, pentru că astăzi discutăm pentru societăți, eu vin cu o propunere, dacă nu sunteți de acord, cu de contract, vedeți acolo la tarife și preț de închiriere, vânzare, recipiente, am zis așa. Tariful pentru colectarea separate, transportul separat al deșeurilor, menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este stabilit prin negociere directă exact. Între părți. Este corect. Discutăm delegatul opresul la fiecare persoană juridică la poartă când vrea să facă contractul. Băi, nene, unul poate mai ai bine, aduce cu 500 de lei pe lună, mie dacă nu poate mi-a cu mai mult. Corect. Eu așa o văd. Părerea mea. Eu nu am altfel, că de ce văd? Și știu și la Consiliu. Așa este. Doamne iartă-mă, dar nu e obligatoriu. Trebuie. Păi nu, dar... Luăm discuția cu domnul Lungu, continuați vă ideile că vă pisa... Nu suntem obligați, ca agenție economică, având altă firmă să putem negocia, suntem obligați să stăm sub tacul arbitrului. Deci suntem prin decizia dumneavoastră, domnule primar, ne-ați condamnat acolo. Când nu avem un spate ca dumneavoastră să ne apărați ca un sindicat, de exemplu. Că ne-ați negociat direct. Și dar dacă îmi spune 3 milioane, n-am ce face. Că nu pot să mă duc la Autorhiei Secret sau la Cusă, cum a spus domnul Lecu. Cel mai bine ar fi, dacă acum ați venit dumneavoastră, data viitoare să fim un reprezentant de la Rompres, să putem... Reprezentanții Rompres cu siguranță vor veni să contacteze fiecare agent economic. Dar repet, tocmai, aici când se face negociere directă, okay. Nu obligă. De ce este dictatură? O secundă. Nu vă obligă nimeni. Este un minim de la care se pleacă. În altă ordine de idei. Haideți să... Deci, încă o dată. A cine o spate minimul ei? Păi minimul ei. Licitația. Minimul ei de 1.300.000. Minimul de mai mare. În altă ordine de idei. În altă ordine de idei. Haideți să vedem altă soluție legală. Altă soluție legală. Și cât de idei au stat la exact. Deci, un magazin poate să facă într-o lună o cantitate, eu știu, de 30 de centimetri cub de material. Sunt magazine care merg foarte, foarte bun. Deci, haideți să... Când mi-a făcut contract. Păi veniți acum, după ce... Păi după ce ce? A semnat. Bun, ideea e în felul următor. Dacă veți refuza, dacă veți refuza încheierea contractului, este libertatea dumneavoastră, este dreptul dumneavoastră. Bun, veți refuza, eu înțeleg ideea. Veți refuza încheierea contractului. Domnul consilier, am reținut problema asta și o să vă răspund. Dar fără să fiu... Veți găsi altă soluție? Da, domnul, continuați o idee. Deci prima problemă, la persoane fizice. Noi suntem aproape, cât suntem? 5.000, domnul Jumala, cât suntem? 5.120. Astăzi suntem la un... Nu știți că suntem un bun recensământ, așa era să fie reprezentat, că suntem în 3.500. Nu rămâne fix. Normal. Aparține, bă. Nu zici 5.000, o zis. Deci am zis 5.000, dar nu știam exact. Stați un pic, dar vorbim. 5.100 la recensământul din 2011. Astăzi eu vă spun, din ce știu, nu știu dacă suntem 3.500 cetățeni, că cum să zic eu, producător de gunoi în comună. Sunt case care efectiv nu s-a venit să plătească nici Mai vorbim, hai mă lăsați-mă să vorbesc și eu și după aia vorbiți cât vreți. Nu terminăm niciodată. Deci, este suma, să ducem aproape 200 de milioane pe lună care trebuie să-l dăm la Rompres. Vă dați seama, poate plătești și jumate, oamenii n-au bani. Să spun clar. Nu ne plătim din bugetul local și ăla e praf. Deci problema este, noi s-a gândit, s-a format o licitație, s-au dat niște prețuri. Dar și vorba nu mă dă căiuți. De toate alea 67-9 de euro. Da, dumneavoastră vorbești doar aici. Dar eu vorbesc numai pentru noi. Da. Ce se întâmplă? În 3-4 luni de zile o să ducă bugetul local.
avem vreo șansă să învățim banii ăștia, că n-avem. Dacă ne-i plătim, găs penalități. Eu l-am studiat atent contractul ăsta. Vin penalitățile care, prin ciufățeală și după aia, la 30 de zile, la 90 de zile, se întrerupe contractul. Problema este în felul următor. Nu s-a gândit. S-a făcut totul fără cap. Nu s-a gândit la puterea economică a oamenilor, în primul rând. Deci, gata, s-au întâlnit acolo la Bacău și aici, și noi am fost traduși. Noi avem și noi o parte zâmbirea dintre consilieri, care mai gândesc totuși. Ce se întâmplă? Noi am fost de acord cu adisul ăsta, cu forma de organizare, pentru că se formează groapa de gunoi și putare, nu știu ce, se colectează organizat gunoile, dar și cu taxă, niciodată, și cu taxă. Dar și cu taxa, Noi suntem aici primarul ca să pun în aplicare legile statului și votările Consiliului Local. Sunt niște lucruri care acolo le duc. Vrem, nu vrem, societatea de gunoi se face, societatea de apă se face, dați-mi voie să trebuie, păi nu, că ce unii care mai gândesc, păi ce nu gândiți, gândiți să nu se facă, lumea evoluează, da, dar depinde în ce condiții se fac astea, și cum, și pe ce tarifii, nu că nu se facă. Tarifele astea, dacă s-au discutat în 2010, le știați și dumneavoastră, înseamnă, și sunteți ordonator de credit la nivel de comună, și trebuiați să informați, eu ordonez tarifii. Vorbim pe rând sau vorbim toți? Vorbim, ne. Deci, nu știu dacă pot susține financiar sumele astea. Deci aici, toată problema ne vorbim, domnul. Deci, suma asta, 3,7 la persoane fizice, dar la persoane fizice am luat pe rând. Domnul consilier, dar asta ți-a aprobat-o deja. Domnule, lăsați-mă să vorbesc cu asta basta. Eu m-am abținut la treaba asta. Ok, vorbiți. Și îmi explic de ce m-am abținut. Și în 2010 v-ați abținut? Iar mă întrerupeți. Nu vă întreb. Nu vă întreb. Doar vă întreb. Nu mai știu, nu mai rețin în 2010 ce am făcut lucrul. Că ți-a ajutat doamna Sărbătoare? Cred că da, Sărbătoare. Nu știu. Deci m-a întrebat în 2010 și vreți să vă răspundem, n-am cum. Lăsați că... Deci nu mă întreb. Mandatul vă spun la toți consilieri. Domnule, lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos. Vedeți atunci. Domnul primar, vorbim pe rând? Da, pe rând, ne vorbim. Unde pe rând? Deci suma asta, nu știu dacă o putem susține din buget, la asta mă refer. Și de asta se abțin foarte mult din consilieri. Deci, la persoane fizice spuneți că deci nu se mai face, colectarea se face tot prin, și deci tot Consiliul Local trebuie să plătească suma asta dacă nu se strânge. De 1500 la persoane fizice. Deci asta de ce bani o plătim? La care persoane fizice? La persoane juridice. Domnul, confundați. Domnul primar, nu mă întrerupeți, v-am întrebat ceva. Suma la agenții economici este acord între părți. Agentul economic îi dă banii directorul Rompres pe baza unei facturi la persoane fizice. Dacă persoanele fizice nu plătești prima lună, a doua lună, da, o să susțin, dar te duci peste el și o să plătească. Cum te duci peste el? Cum bine, îi trimit... Doamnele care sunt casieri, sunt casieri și bani. Și nu-i dă la Pentru persoanele juridice. Pentru persoanele juridice nu intervine unitatea administrativă teritorială. Este relația între cele două părți. Rompres și agentul economic. La ce vreau să mă exprim? De asta ea vine ca și taxă în bugetul local. Iar bugetul trebuie să poată susține. Domnul primar, vorbim pe rând. Ca să evităm bugetul local, să evităm toate contradicțiile astea. Eu propun următoarea situație. Rompresul să-și fixeze, vă vedeți care e serviciul postal, să-și fixeze un casier la nivelul 3 comune sau cum își organizează el cu siguranță asta, are agent încasator. Da, dar nu de la primărie. Vine un casier, îi asigură spațiul gratuit, încasează banii și nu mai implică. Pentru agenții economici? Și pentru agenții. Păi dacă tot încasează pentru agenții economici, poate să angajeze și pentru persoane fizice. Domnul consilier, acest lucru pe care dumneavoastră l-ați afirmat astăzi, în fața camerei de luat vedere, în fața tuturor, contrazice, stimate domnul consilier, toată documentația de licitație pe care ați aprobat-o deja. Ne puneți în fața să susținem în buget
Nu, domnul consilier. Ba da, domnul consilier. Situația asta... Îmi permiteți să vă aduc la cunoștință prevederile legii 101 pe 2006 a Serviciului Public de Salut. Sunt date fonduri cumva, dacă nu oamenii... Stimate, domnule consilier. Sunt date fonduri... Stimate, domnule consilier. Stimate, domnule consilier. Serviciul Public de Salubritate se plătește de la bugetul local și se recuperează prin taxă. Așa. Deci noi facem să alegem pentru o firmă privată. Nu, stimate, domnule consilier. Dumneavoastră îndepliniți o obligație legală de a asigura pe raza unității administrative teritoriale sarcinile de mediu. Domnule, am înțeles, dar suntem în situația că foarte multe persoane la nivel de comună nu pot plăti suma asta. Care deci, sunt acele persoane? Vă referiți la cele fizice sau cele juridice? La fizice mă refer. Persoanele juridice? Stimate, domnule consilier, conform documentației de licitație pe care ați aprobat-o dumneavoastră, vă reamintesc faptul că acest plafon a fost calculat și raportat la zecimea cea mai săracă din populația județului Bacău. Considerați că a fost raportat. Nu, consider că n-a fost raportat. O să ajungem, cât de curând în situația în care foarte mulți nu o să poată... Cu tot respectul față de funcția și vârsta dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun că este, din punctul meu de vedere, o apreciere subiectivă în condițiile în care dumneavoastră ați votat, eu nu am pus în aplicare... Nu, iar... eu nu am abținut la așa. Nu, nu cred. Când s-a votat... Domnule consilier, vă rog frumos, propuneți o soluție practică. Propun o soluție practică. Da, și legală. Și legală. Legală nu, deci n-am studii juridice și dumneavoastră vezi. Sunteți mai în temă să dați asemenea situații. Ce se întâmplă? Eu zic că nu văd. Deci să ajungem în faza ca oamenii să nu plătească. Și asta o să afecteze și bugetul local, o să afecteze și Romprestul și Adisul. Și bănuiesc că nu o să întâmple numai la noi, o să întâmple și în alte părți. Haideți să ne limităm strict la aici. Era bine ca la licitație să participe mai multe firme. Atunci dar era o concurență. Da, dar este licitator unic? Nu, au fost doi, domnul Pătru. Doi, dar în faza când rămâne un operator care este câștigător de operator. Deci ar trebui mai mulți operatori și în faza asta... Care să facă ce mai mulți operatori? Să prestezi serviciile care îl prestează un pesc. Pe raza celui aflat. Pe raza județului, nu numai pe raza. Și în faza aia era concurență și bănuiesc că apărea diferențe de preț la colectare. Eu așa cred. Domnul consilier, concurența a fost la licitație. S-au prezentat mai mulți. Da, dar Unul singur câștigă. Pe raza unui oate poate opera un singur operator. Deci, sistemul în sine este făcut de așa natură încât blochează prețurile. Nu, prețurile corecte sunt rezultate din licitație. În altă ordine de idei, dumneavoastră puteți conduce fără permis? E total altceva. Da, e total altceva. Deci, total altceva. M-ați referit înainte la sistemul de telefonie mobil. Sistemul de telefonie mobil nu implică primăria să colecteze... Atenție! Revin cu explicații. Unitatea administrativ-teritorială are obligația de a reglementa serviciul de salubritate. În ceea ce privește plata, există două variante posibile. În speță, cea de taxă și cea de tarif care implică relația între operator și onor cetățean. Dacă există un cetățean care nu vrea sau nu poate să plătească, tot unitatea administrativ-teritorială este obligată să țină evidența și a celor cu contract, și a celor fără, iar la cei fără contract se instituie taxă. Domnule consilier, cineva care nu plătește taxele locale, banii ei recuperează UAT-ul în timp. Noi suntem obligați în 30 de zile să plătim pentru toți. Da, domnule. Deci aici este diferența. Da. În faza asta, noi trebuie să folosim niște bani. Trebuie să emitem factura, nu? Noi trebuie să plătim. De unde plătim? Nu, așteptăm să colectăm? Eu trebuie să plătesc factura aia. De unde o plătesc? În bugetul local. În 3 luni de zile se adună 450 de milioane. Domnul consilier, la asta mă refer. Vedeți ce greu e să fii primar? Este foarte greu, dar puneți și primarul și consiliul local și consiliere. De-aia am spus. Nu, domnul consilier, nu, credeți-mă. Deci noi ne-am opus pe următorul criteriu. Știm puterea economică a comunii. E aproape zero. Oamenii ăștia trăiesc cum trăiesc în condițiile în care trăiesc. Ei nu-și mai pot permite. Ei ajung în faza să nu plătească. La fel ca și dumneavoastră și mai mult în această. Deci dar eu cunosc bugetul la tablă. La firmiere. Dar dacă
la Clopana și la Lipova, în Valea Plângerii. Domnul Bogdan, da, să vedem peste 3 luni ce se colectează. Și să vedem dacă aia susțină în bugetul local așa ceva. Domnul consilier, legea... Deci noi nu vorbim acum. Vorbim, eu vă spun, pun situația peste 3 luni de zi. Domnul consilier, haideți să facem un felul următor. Eu unul, vă dau dumneavoastră pixul. Să dați ordin de începere sau nu către Romprest. Ce face, stimați domnule consilier? În absența taxei, în absența contractului la depozitare, în absența contractului pentru agenții economici, semnați sau nu semnați ordin de începere? Nu, eu pun problema, dumneavoastră a spus-o, din punctul de vedere al Romprestului. Nu, greșit. În eu pun problema care... din punct de vedere a oamenilor din comun, a locuitorilor. Suntem cu totul de acord cu dumneavoastră să punem problema din punct de vedere al cetățeanului și în limitele legii. Omul spune, nu plătesc, n-am de unde, clar. Deci eu asta face, nu plătesc. Domnule consilier, dumneavoastră, ca și ales local, aveți într-adevăr o responsabilitate mare față de cei care v-au ales. Și cum poți să înainte de toate, din punctul meu de vedere, că a fost ales local în calitate de consilier județean, spun în felul următor. Avem obligația de a respecta legea. Domnul Bosta, omul dacă n-are de unde plăti, nu înseamnă că încalcă legea. Eu nu pot, vă dau lucruri de unul cu deci o situație în care, deci eu cu ce încalcă legea acum? Deci știu că oamenii n-au cu ce plăti. Să găsească alte modalități și domnul consilier, nu este sarcina Romprestului, ci este sarcina unității administrative teritoriale. Romprestul prestează un serviciu dacă sunteți de acord. Dacă nu sunteți de acord, este sarcina unității administrative teritoriale să reglementeze serviciul. Până la un punct, toate bune și frumoase, a aprobat toată lumea în unanimitate. Astăzi veniți dumneavoastră în fața cetățenilor. Domnul consilier, nu uitați că am fost om politic. Vă cunosc foarte bine, domnul. Mă bucur. Nu-mi spuneți, că știu cu cine am de-a face. Mă bucur. Deci, mă bucur și sper. Știți că-s de cuvânt, eu nu sunt... Corect. Eu nu-mi cam cuvânt. Eu recunosc lucrul ăsta. Și vă mai spun ceva, domnul Bogdan. Știu sigur că oamenii ăștia n-au de unde plăti. Sunt familii cu câte 10 copii care nu și-au plătit impozitul pe casă. Și ăia nu... Deci, iar dumneavoastră ce încurajați? Iar dumneavoastră ce încurajați? Neplata? Nu, domnule, nu încurajez neplata. Sunt dar oameni care de 4-5 ani de zile nu au plătit impozitul pe casă. Dumneavoastră vă gândiți... Domnul consilier, ce ați făcut până acum? Și ce puteam face să îl distrugem? Ce puteam să ne facem? Nu, dar e dreptul consilierului să ducă la poarta omului să vii să plătească impozitul pe casă, domnul Bogdan. Acum este obligația asta. Sau să-i impună a omului. Acum este obligația de plată și acum este obligația de colectare. Nu, dar eu vă trebuie dumneavoastră, eu consilier. Da, trebuie să mă duc la dumneata când ai plătit de 4 ani impozitul pe casă? Cum vei vezi pe lucrurile? Dumneavoastră trebuie să reglementați cadrul. Dumneavoastră votați nivelul impozitului. Da? Cine se ocupă de colectare? Primărie. Adică? Nu consilierii. Corect, dar cine? Primărie. Da, în baza votului? Așa. Dar eu vă întreb dumneavoastră, dacă la 4 ani de zile nu a plătit impozitul pe casă, da, va plăti gunoiul și lasă impozitul în continuare? Eu vă privesc cu dumneavoastră și vă întreb în felul următor. De ce se permite atât de mult? Și ce puteam să faceți? Nici ce să o scoatem din casă? Nu, sunt nicio formă. Și atunci? Există... Dați-ne dumneavoastră idei. Nu, aveți legea, domnul consilier. Aveți legea. Aveți legea, somațiile... Auziți, văd cât de naturăm, am făcut ședință de consiliu pentru două lucruri, nu s-a înțeles nimic, ne ducem pe plata taxelor, impozitelor. Am deviat de la subiect, noi trebuie să vă eu am spus-o și o repetăm, nu trebuie să deranjeze pe nimic. Puterea economică a comunei nu permite...
prețul este mai ales la persoane juridice. Domnul Matei, hai ca să stabile treaba, că e prea mult dialog și atunci nu mai zic la președinte. Domnul Matei, vă rog. Domnul președinte, cât au vorbit celălalt colegi, am tot putut. Nu vreau să spun niciun dreptul. Nu știu, azi nu mi-a plăcut deloc. Au venit aici neinvitați, fiecare a vorbit cum a vrut, am lăsat, m-au zis. Nu știu, dar o leagă de cum să trebuie. Președintele Consiliului Local sunt publici și oricine... Sus, domnul primar, sus, nu aici. Când îi smulți, sus, acolo sunt niște atenți. Da, aici ei erau călători la un moment dat când plăcut. Oamenii poate vin oricând. Dar eu nu zic că să râd. Haideți să ne respectăm cum a spus. Ei, ne pregătim din propagandă. Băi, asta e toată treaba. Dideți, unde ajungem? Are un cuvânt, omul, îl ascultăm de prietenul ăla. Președinte, dacă puteți să-mi asigurați două minute să vorbească, iau cuvântul, dacă nu, nu mai iau. Vorbească toată lumea și am sătat. Deci înainte de a-mi spune părerea mea, vreau să pun o întrebare scurtă domnului director. Nu în afara subiectului. De exemplu, la acea licitație, când s-a stabilit prețul, au participat două societăți. Una am înțeles că a fost eliminată. Înainte de a fi eliminată, ați reușit să vedeți tarifele care le avea? Bineînțeles. Cum erau? Mai mici sau mai mari? Mai mari pentru agenții economici. Deci mai mari ca cele care le are respectiva societate, da? Agenții economici. Bun. Dumneavoastră spuneați că când cineva amenință cu legea, de fapt nu este o amenințare. Legat de societățile comerciale, deci dacă ar fi să respecte legea, ar însemna toate societățile să dea faliment. Aveți grijă ce spuneți? Da, am grijă ce spuneți. Deci undeva sunt scăpări. Și nu, scăpările poate greșesc noi ca Consiliu, să mergem și în eroare. Dar greșelile astea vin undeva de sus. Pentru că se face în așa fel încât cei mici să dispare de pe piață, cum era așa, acea societate, și n-am nimic în comun cu acea societate, care ne lua cu noi pe teritoriul nostru. Deci aceste societăți mici dispar, vin altele mai mari, ne impun anumite prețuri, în baza legii, în baza hotărârilor noastre, ale Consiliului Local, a Consiliului Județean și așa mai departe. Eu cred că, uitați-mi voi, eu cred că legile sunt făcute pentru oameni și dacă unele legi și unele hotărâri sunt date greșit, se poate deveni asupra lor. Deci și societățile comerciale sunt tot oameni până la urmă, sunt persoane fizice autorizate, fac parte din comuna noastră. Deci dacă nu ne protejăm societățile și persoanele fizice autorizate, nu ajungem nicăieri. Deci asta am vrut să spun, că undeva s-a greșit. Poate că am greșit și noi ca Consiliu când am intrat în această asociație, dar se poate revoca, putem ieși din asociație, cu alte primării, cu alte oateori, o să facem altă asociație, nu știu. Și legea, dacă spun eu un anumit lucru, și poate o să spuneți când încălcăm legea, până la urmă legea e dată pentru noi, pentru cetățeni. Se poate schimba și legea, se poate merge până acolo încât să schimbe legea, să fie legea. Dar până când își schimbe legea, legea se articul și nu se comunitate. În ceea ce privește ideea dumneavoastră de ieșire din asociație, stimați, domnul consilier, dați-mi voie să vă spun care sunt consecințele ieșirii din asociație. Într-o perioadă nedeterminată de timp, până când veți reveni în asociație, nu veți mai putea depozita deșeuri în județul Bacău. Da, deci exact ce spuneați mai înainte, o amenințare cu legea, nu este amenințare. Dar nu, totuși... Domnul consilier, dacă dumneavoastră nu reușiți să vedeți faptul că este singura soluție legală și funcțională, vă rog frumos, dați-mi alte soluții legale și funcționale și sunt cea mai deschisă persoană, vorbesc cât se poate de serios, la găsi împreună soluții, domnul consilier. Haideți, soluții, nu e chestiune de genul că legea o putem schimba. Până când nu se schimbă legea, legea se aplică. Deci nu doar noi trebuie să spunem cu soluții. Și cei care au greșit? S-a greșit și la cine a greșit? Deci nu s-a greșit doar la noi. Cine a greșit? Deci totul se face cu interes. Știm toată lumea. Deci, nu știu ce interes aveți dumneavoastră. Eu nu știu ce interes am. Eu nu știu ce interes. A spus că totul se face cu interes. Cu interes pentru că unii, să zic așa, agenți economici mari se înghite pe cei mici. Dar n-am ghițit nimeni pe nimeni. Cum? Nu? Dacă aceste femei mici sunt dat deoparte, cu bine altele mari. Domnul consilier, nu e vorba de dat deoparte. E vorba de o licitație deschisă. Domne, îndeplinești cerințe, poți să faci treabă. E logic, domnul consilier, că în momentul în care am, la fel ca în agricultură, mă costă mai mult ca și cheltuială să ar un hectar decât 65. Ca să am preț mai mic, așa trebuie să fie, în realitate. Dar da, domnul consilier, dar așa este. Așa trebuie să fie. Dacă e o măsură de genul ăsta, o iei ca să fie mai convenabil. Dar în realitate e tocmai invers. Domnul consilier, hai să vă spun ceva. Taxa aia de 3,76 acoperă integralitatea serviciului și inclusiv creșterea de 4 ori de la depozitare. Da?
Vreți să vă spun ce au făcut, de fapt, cu acordul dumneavoastră tacit, cei care au lucrat aici și n-aveau licență? Dar aveți cumva controlul cantităților colectate? Aveți cumva controlul, stimate domnule consilier, al locului de depozitare? Aveți cumva controlul gestionării deșeurilor pe raza OAT, căiuți, din Pralea, până unde vreți, în Heltiu, în Boiște? Veți să mergem împreună și cu camera de luat vedere să vedem depozitele necontrolate? Vreți să mergem și în pădure, că sunteți de profesie, să le vedem împreună? Că așa cum le știu eu și dumneavoastră, le știu și alții. Doar că oameni buni. S-a terminat. În limite legale. Deci nicio instituție. Eu înțeleg durerea dumneavoastră și a unui agent economic mic. Dom'le, e mult 100 de lei. Că vine pe lângă atâtea altele. Eu înțeleg asta. Deci până la urmă înțelegeți absolut. Și nu mai spuneți că dacă se închide celula 1, celula 2 va fi de 4 ori mai scump? Da. Da? Da. Da. Dacă am semnat contractul, dumneavoastră puteți majora prețul la... Nu majorez eu, domnule, nimic, n-ați înțeles. Domnul meu, o să crească prețul involuntar. Ascultați-mă puțin. Se reduce cantitatea finală depusă, domnul consilier. Se reduce cantitatea. Asta e ideea. Domne, nu ne mai luați de ocolite. Nu, domnule, direct. Se reduce, dar prețul crește. Asta vreau să spun. Nu, la ce anume, domnul consilier? Dacă vor depozita în celula numărul 2, dumneavoastră a spus că va crește prețul de 3-4 ori. Fără să ne mai întrebe dacă vrem sau nu. Da, domnule. Asta era ideea. Dar, atenție. Ce? Dacă dau cu mătura, am un cost. Și dacă dau cu un aspirator Rainbow din ăla de spray și perdelele cu el, e alt cost. Așa este. Diferența e următoarea, domnul consilier. Între a veni tot județul ăsta la grămadă și a vărsa necontrolat într-o groapă, sau de a funcționa în un sistem în care cantitatea finală care mi-ajunge în groapă e mai mare în doi decât în unul. De ce? Că mi-o sortez, mi-o compostez, o reciclez. Cam control pe el. Nu. Este că vei putea mări prețul nejustificat sau justificat. Fără să ne mai întrebați cum s-a mai întâmplat și de alte dăți. Domnul consilier, singurul lucru pe care... Puteți să ne asigurați că va fi și la anul tot 376 de persoană? Stimați, domnule consilier, conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, de care dumneavoastră ați apropiat, taxa crește cu foarte puțin. Da. Ce înseamnă foarte puțin? Aveți un plan anual de evoluție de 4 ori? Da. Oameni buni, nu confundați taxa cu tarifă. Noi am aprobat cu 3,76. Corect. Dumneavoastră veți crește foarte puțin. Foarte puțin, nu. Până unde? O secundă. Domnul consilier, ați aprobat în 2010 un plan de evoluție anual cu... Aveți plan? Ok. E posibil să-l am și în geantă, dar vă rog să mă credeți. Este a treia ședință pe ziua de astăzi. Prima de Consiliul Local. Lucrurile, din punctul meu de vedere, stau extensi. Dacă dumneavoastră, odată, respingeți contractul la depozitare, nu poate opera pe căiuți, deșeurile din căiuți e sarcina dumneavoastră cu cine le colectați și unde le duceți. Dar, în condițiile legii. Atenție, având în spate un contract încheiat de către ADIS, în numele și pe seama dumneavoastră, în baza documentațiilor aprobate dumneavoastră. Astăzi spuneți nu. Dumneavoastră astăzi efectiv spuneți pas contractului. Dacă n-am taxa de salubritate pentru cetățeni, nu pot susține tarifele operatorului pentru cetățeni. Dacă n-am contractul la depozitare, degeaba colectează la transport, că nu are unde depozita. Dacă n-am contractul agenții economici, înseamnă că, pe raza OAT Căiuț, Consiliul Local a considerat de cuvință să rezolve problema pentru cetățeni, în schimb, pentru agenții economici, nu are nicio altă soluție legală. Cum privesc eu lucrurile? Prin votul dumneavoastră, permiteți, așa cum este normal, Romprestului care a câștigat licitația, să vină să opereze și pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Că vor exista tensiuni între persoanele juridice și Romprest, mi-e clar după ziua de astăzi. Însă întrebarea mea e următoarea și se adresează atât dumneavoastră cât și domnilor care au rămas în sală.
Ce va fi mai ușor? De a avut contractul și plăti cantitatea minimă? Sau să n-ai contractul și să n-ai nici autorizații de colo, nici autorizații, nici autorizații și eventual nu ca amenințarea mea. Ce efectiv? Organele de stat. Amen. Atât știu să fac organizații. Nu doar, nu doar. Eu sunt om de administrație și dumneavoastră sunteți un organ în serviciu pe care l-aveți, îmbrăcați haina statului. Eu sunt om de administrație cu 11 ani în spate. Dacă aș privi că vin astăzi cu o povară, cu o sarcină, n-aș îndrăzni să vin să vă privesc în ochi. În schimb, eu sunt conștient de faptul că, deși poate nu se înțelege în mod corect, vin cu soluție. Cu soluții legale. Nu vin cu golăneală, nu vin să susțin în fața dumneavoastră ce. Vreau să înțelegeți următorul lucru. Aparatul executiv al ADIS-ului este arma pe care o au unitățile administrative teritoriale de control asupra operatorului. Din păcate, astăzi, când ajungem la momentul adevărului, în unele consilii locale, slavă Domnului, nu-i cazul aici la Teluți. Aici ne-am blocat într-un singur punct, din câte am înțeles. Greșesc? Cerul de depozitare este sau nu este aprobat? Cerul de depozitare nu e aprobat? Și atunci ce facem cu deșeurile de aici? Ce facem cu deșeurile de aici? Unde le duce Romprescu? Domnule, nu spuneați că nu-i termin și alea, că nu-i termin la două sau la trei, dar să nu mă trebuie să termin ideea până la capăt și să primesc un răspuns pentru toți, să primesc toți răspunsul. S-a fixat un preț pentru gunoiul de la persoane fizice. Are un preț. Gunoiul de la persoane juridice are alte calități, alte și ala e mai scump. Dar asta trebuie să dezbatem aici, nu pe modul cum să duce, să facem altceva. Aia nu interesează pe noi. Noi interesează banii cetățeanului. Asta e. Hai să ne dați un răspuns concret și vedem de ce mai scump ăla. Domnul Rai mai șmeche, voi ăla să nu înțeleg ce trebuie să facem. Costurile în ceea ce privește... Să fie la fel la persoane, fii ce și trece contractul de îndemnul. Poți să fie de îndemnul. Nu suntem. Hai, vorbesc eu acum. Vă rugați să mă rugăm. A fixat un preț. Dar s-a fixat un preț pentru persoane fizice. Gunoiul acela de la persoane fizice nu-i tot gunoi, nu tot la care așa. Da. De ce are un preț? Are alte costuri. De ce? De ce are domnul consilier, scutați-vă puțin. Asta și-o leacă. De ce are alte prețuri? Are alte costuri. Nu prețuri, costuri. Dar nu tot la fel aceeași operațiune se face cu ea. Tot la fel cartea, tot la fel îl duci, tot la fel îl duci, aceeași preț. Aceeași mașină, aceeași oameni, tot în aceeași loc îl duci. Băi, aici am înțelege, măi. Hai să ne lămuriți ideea de ce. Și dacă se justifică, vorbeam de 5.000 de locuitori, 5.000 și ceva, care fiecare îmi produce în medie 0,5 kg pe zi. Asta înseamnă că teoretic am undeva în jur de 2,5 tone pe zi într-o comună, dar tot deșeu, inclusiv biodegradabilul, reciclabilul, etc. În ceea ce privește agenții economici, am pe raza Căiuțului 80, să zicem, cazul concret. Fiecare pleacă cu minimum de 1 metru cub. Am 80 de metri cub. Dacă face... Poveste, nu vă spuneam, ți-am povesti cu 1 metru cub. La un agent economic la un magazin nu este bunăi cât la o familie, să mai puțin. Mă ascultați? Nu mai puțin. Dați-mi voi să vă explic, domnul consilier. Mă lăsați să vă vedeți. Deci bun. Vine mașina o dată pe săptămână pentru persoane fizice, îmi încarc o cantitate considerabil mult mai mare decât ca să fie economic și mașina trebuie să-i două ori pentru o dată, vă știu, nu sigur, dar să iei tot. Domnul consilier. E același lucru, tot. Nu spune că la mestec nu știi care la magazin și care la mine. Nu se știe, nu, dar să cunoaște care cu metodul ca să iei mai scump și mai ieftin. Filozofia acestui proiect a fost clar și din start, desfacere a persoanelor fizice de persoane juridice și să vă spun de ce. Nu este normal să plătească una pentru cealaltă. Lucrurile stau în felul următor. Este în interesul fiecăruia, atât al UAT-ului, al Consiliului Local, al cetățeanului și al agentului economic, ca fiecare să-și plătească gunoiului. Dacă lăsăm împreună și în amestec, vă dau exemplu a ceea ce se întâmplă, din păcate, astăzi în Bacău. Mă uit pe geamul biroului, am containerele pentru blocurile din jur, iar la respectivele containere, absolut toți agenții economici, indiferent că vorbim de frizerie, cafenea,
cabinet medical sau magazin, duc acolo. Și au un contract. Plătesc, nu plătesc, când plătesc. Bun, dar nu vreau drone la țară. Domnul consilier, principiul același. Principiul același. Dar nu era fier. Știi de ce nu e același? Principiul de gunoi e același, când vorbim de gunoi. Dar principiul nu este sănătos. Și spun de ce, că chiar acum mă gândeam. Am o societate, de exemplu, fabrică de cherestea, care aia produce un venit minim pentru patron de 5-600 de milioane, un exemplu. Sau are 30 de salariați. Ăla plătește cu noi cât am arăt ăla cu un II, cu un om. Care e persoană fizică autorizată, e singurul pe II sau mai are un muritor după el. Care deci, aici e discrepanța mare. Eu o vedeam altfel. Ori o dădea pe număr de salariați. Ori pe nu știu ce număr, că poate sunt societăți care produc noi de 5 milioane pe lună, de 10 milioane, ok. Dar asta sunt societăți care vrei, nu vrei, nu ăla, mă repetea un cap. Aici, mic. Domnul consilier, vă rog să mă înțelegeți. Aici și acum, prin votul dumneavoastră, începe sau se sfârșește tot. Lucrurile stau în felul următor. N-am înțeles absolut deloc. Deci nu ați aprobat contractul la depozitare. No, dar despre contract vorbim. Acum am trecut la stadiul. La chestia cu agenții economici. Dar ne-am blocat deja pe depozitare. L-ați blocat. Aviz negativ. Înseamnă că aveți oameni buni altă soluție la depozitare. Vă felicit. Spuneți-mi și mie. Eu aș propune și ne mai dați totuși un timp de gândire. Să putem discuta. Pe 11 începi să intri în comună. Suntem în 7 astăzi. Știm și discuția. Ce-a spus domnul director, știu perfect și cu groapa și cu fântână și cu toate discuțiile care le-am ușa oameni, știu totul. Nu, dar vă spun eu că știu toate discuțiile astea care sunt prin dumneavoastră. Eu aș vrea să vă spun la agenții economici, dacă eu am societatea în casă la mine, eu trebuie să fac două contracte. De ce? Nu? Păi, dar dacă îmi luați și mie, pentru că am în casă și luați pentru că am magazin. Domnul consilier, deci dumneavoastră, este foarte important pentru mine ca să înțelegeți următorul lucru. Dumneavoastră, ca cetățean al comunei Căius, plătiți 36 lei pe lună, taxe sau obligate la primărie. Asta. Dumneavoastră, în calitate de SRL, II, PFA, ESA, sunteți o altă entitate. Una juridică. Și vezi tot același pagin, în aceeași casă. Da, dar știi cum spune. Dar nu înțeles, dar vreau să putea să toate în așa fel, să fie un singur contract. Da, bun, deci tu mi-e dăm bun, era un singur contract și atunci cum făceam? Plăteați dumneavoastră 376 și pentru familie și pentru societate. Plăteați sau făceam invers? Plăteați societate și vă plăteați familie. Acum eu, haideți să vă spun un punct de vedere că văd că, cum să spunem, staționăm pe discuții, s-a lărgit pe toate fronturile, mai puțin pe cie. Asta se răspunde lui Iulian cu creșterea de tarifii. Deci, Iulian, dacă în 2016 3,76, acum, da, în 2017 3,87, 2018 4,07, 4,16, urmă, deci crește de 0,012 bănuți. Deci undeva mai mult se duce prin 2032, care ar mai fi 5,58, dacă nu există. Deci, sunt nesemnificativi. Problema care o avem, știți că noi, în unele ședințe, dacă îmi dați voi, haideți să purtăm o discuție preliminară și să vedem ce putem definitiva. Știți că noi am mai discutat mai de mult. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, vrem, nu vrem, mi se aplică niște reguli. Suntem puși în fața unor fapte împlinite și o să mai fim puși în fața unor fapte împlinite viitorii alegătorii, consilieri, viitorii primari, viitoarea administrației, prin niște legi care vin și trebuie aplicate. Exact ce v-am spus. Unde e legii, nu-i tocmeală până să strică. Când avem noi puterea să o trimitem la Parlament, să o modifice. Cam asta suntem. Noi știți cum suntem acum? To be or not to be, da sau ba? De 11 intră mașina de gunoi, când am aprobat primul contract, nu poate să intre, că n-are unde să-l ducă, de la cetățeni. Punctul 2 e contractul cu persoanele juridice. Am discutat măcar, eu v-am zis că acolo unde spunea minim, noi îl aprobam așa. Și de acolo încolo, societățile, când vor fi strânse cu ușa săracii, că acolo se va ajunge,
Să duc la graniță. Vrei, nu vrei? Poate duc la graniță. Da. Îi punem în fața facului. Da. Dacă și la orașii, la fel, să știți, la orașii, într-un bloc, într-un sediu de apartamente, societate, cum poți. Dacă mai aveți ceva de comentat. Și ceea ce a spus. Iar la prima fază ați dat aviz negativ, aici eu la prima fază nu văd. Că odată ce am aprobat la cetățeni și intră de pe 11 până la 11 după gunoi. Aici e practic contractul între ADIS și ei gunoi adunat de la noi la cetățeni să-l ducă la groapă. Aici, aici nu văd. Iar eu și am văzut o soluție bună. Și nu ne poate incrimina nimeni că am fost împotriva unui agent economic exact cu modificarea care v-am spus eu. Observație, observație, vă rog să nu uitați un lucru. Acest model de contract pentru agenții economici care se aplică unitar pe raza celor 65 de OAT-uri este anexă la contractul mare. La el mare cu, da. Cu ADIS. Deci dacă cineva pune virgulă, semnul exclamării, taie un zero, mai pune un 1 în față sau face o modificare și o asumă. Pentru că ăsta e anex la contractul mare. Și o asumă. Bun, dar la ce mă și o asumă? Și o asumă pe blocare. Și o asumă pe blocare. Asta e ideea. Repet, credeți că îmi face vreo plăcere ca om să vin în fața dumneavoastră sau a agenților economici și să le spun, știți, aveți de plătit, de parcă eu sunt înfăptuitorul dreptății. Nu, dar din păcate știu legea sau din fericire și spun, ok, nu aprobați ăsta, nu demarează celălalt. Nu demarează la persoane fizice un scandal foarte mare, nu demarează. Se iei de la locuitori că este contract, taxi, nu se oprește la 80 societăți. Da, nu. Nu o să moară Romprestul că nu ia gunoi la societăți din comunitate. Nu e vorba că moare sau nu moare. Are un contract, deci Romprestul are un contract cu ADIS-ul. O câștigat o licitație. În contractul ăla am așa. Bogdan, dacă are contract ADIS-ul cu Romprestul, te întreb invers, aici când ne contrazicem. Păi, de ce mă e nevoie atunci să fac un contract societate cu el? O secundă, o secundă. Dacă totul e stabilit, pe ce vii? Să-mi impui un contract? Cine eu până la urmă, da, eu bănuiesc că Romprestul nu va ceda la tarif, iar toți ăștia care suntem, vrei, nu vrei, când începi de pe 15, când te poți autoriza, nu te poți aia, că nu e amenințare, că pe urmă, cum sunt instituțiile statului, că lucrează, nu că se duci. Eu ca primar sau ce spun, ia de ce ți-l avea, că fraierii ăia n-au vrut să facă contractul. Și începi. Dă-i, îmi dai și nou ca primărie, am plătit 40 milioane amendă. Din bani personal, via vă arăt. Cum a venit? Deci au venit cei de la APE, că șmecherei tai și spun, asta e statul, dar statul, nu uităm, suntem noi. Noi suntem statul. Statul este format din toți cetățenii comuni, toți cetățenii României. Bun, dați-mi voi. Nu știu... Romprest ADIS. Cine e ADIS? Toate OAT-urile. Asta e contractul. Toate primării. Da. Ce am în contractul ăsta? Am contract, am caiet de sarcini, am indicatori de performanță, am procedură de monitorizare și am una bucată, anexă la contract, care se cheamă contractul cu agenții economici. Da, nu e una. E ultima. E ultima. Anexa 1 tarifele pentru populație, anexa 2 caietul de sarcini, ultima anexă e contractul cu agenții economici. Am venit cât se poate de deschis și către toate OAT-urile. Condițiile contractuale le-ați aprobat deja odată cu documentația de licitație la Brășcov. Dar nu mai revenim, s-a aprobat aici, până la faza aici, asta, deci nu mai întoarce în apă că ați aprobat așa, s-a ajuns la faza asta. Aici venim. Și a fost aprobat fără prețuri atunci. Bun, aici venim. Astea sunt prețuri. Bun, ok. Păi o secundă, n-a venit nimeni cum să știe. Acum venim și vă spunem. Bună ziua. Astea sunt prețurile rezultate din licitație. Sunt defăjurate. Domnul consilier, repetiem. Da, și dumneavoastră trebuie să găsiți soluții, nu noi. Când îmi spuneți nou, găsiți soluții. Nu noi am făcut licitația, nu noi am stabilit criterii. Domnul consilier, dumneavoastră nu știți ce ați aprobat? Documentația de licitație schimbată, domnule consilier. Domnule, dar n-am răspuns. Deci prețurile rezultă din licitație. Dumneavoastră ați aprobat documentația de licitație, iar noi am susținut licitația în numele și pe seama dumneavoastră. Dacă prețurile dumneavoastră
pentru dumneavoastră personal sunt exagerate, vă rog frumos, găsiți o altă soluție mai ieftină și legală. Nu pentru mine, pentru persoanele înainte. Domnul Găscheanu, am găsit. Și am mai spus-o și alți colegi de-ai mei. Trebuie invitate mai multe firme, trebuie făcute de toate, separat pe două, trei comuni. Găsiți soluții. Domnul consilier, dacă făceam pe două, trei comuni, era mai scump decât pe 65, domnul consilier. Revin la teoria cu aratul. Un hectar și 65. Unde am cheltuieli mai mari? Pe un hectar sau pe 65? Așa este teoretic. Eu acum vă spun invers. Eu fac un contract în care ați constat că ceva am probleme unde am. Eu notific foarte bine, nu rom prestul, v-ai licitat, dar te notific că acolo poate ai sări cavă. Nu s-ar putea face. Că sunt probleme, eu vă spun. Eu o să vedeți când vine Romprestul. Eu știu că de două săptămâni călăresc comuna pe la agenție. Au luat foc. Ce faci? Deci v-am zis, aseară m-am certat cu un prieten bun de-o viață cu șeama asta. Spune că tu ești primar. Eu ești primar foarte bine. Eu aplic legea. Domnul primar, vreau să vorbim 20 de ori. Domnul Bogdan, ați citit vreo factură de la E.ON? Da, bineînțeles, și plătesc. Într-o singură rubrică spune consum energie. În rest, numai taxe și impozite până jos. Da. Aparate de radio, televizoare. Da, așa pierde. Așa pierde. Ce treabă am eu cu sânul lui? Dar puteți trăi fără curent electric? Da. Eu tai să mă mâine. Am generator, pun 3 litri de benzină, mi-am făcut treaba, m-am culc cu asta. Perfect. Așa. Da, vă spun un lucru. Dacă gunoi, nu vă pierdeți ideea. Cu gunoiul e o făcătură exact ca la E.ON. E.ON Moldova, E.ON Târgu Mureș, își schimbă seriile în fiecare 6 luni, schimbă seriile. Nu, nici dracul nu le dă de capă. Dacă ai să faci o reclamație undeva, nu le dă nici în 5 ani să găsești seriul. Apoi la Târgu Mureș, apoi la Iași, apoi la... Exact, de la telefon. Exact, și cu gunoiul ăsta, rechinul cel mai puternic, eu, Halit, mă determinat să vă spun cum se face licitația? Da. Domnul Bogdan, ajută-mă să câștig, domnul Durlan, vezi cum faci, eu la prețul ăsta trebuie să ajung, mă ta umflu la euleacă și rămân eu cu ăsta. Nu. Nu. Suntem bătrâni, acum nu suntem chiar. Aranjament curat. Și aici tot la fel. Interese. Toate spre... Haideți să vă spun. Eu am fost președinte la Comisiei de Licitații. Vreți să vă spuneți ceva? Ce vreți să vă spuneți? Vreau să vă spun așa. N-ați venit cu niciun fel de amenințare. A dormit foarte frumos. Nu-i gunoiul. Nu se ia gunoiul, dar știți, legea e lege, să plătească societățile. Păi dacă nu știi că s-ar putea să vină plăcăi de la mediu, și de la DSV, și peste tot, băieți, închid porțele, să termină cu societățile și să vedem de urmă. Să vin la ajutor social, la vină. Vin la ajutor social, la primărie. Noi avem o casă locuită și trei nu în comună. Întrebat-o cu domnul primar. Mergeți la Hentru să vă demonstrez. Mai cunosc. Așa. Mai cunosc comuna. Cunoaște, da. Domnul consilier. Văd că susțineți, până acum, dumneavoastră, ați susținut cauza contractului. Pentru că e singura legală. Dumneavoastră, nu, n-ați plecat la luptă cu poporul. Da. Aveți? Știți care e interesul meu? Punctul lovit, să țineți cu el. Legea poate fi modificată, domnul. Dacă până la modificare se aplică, nu mai e cineva. Prețul pentru societăți este mult prea mare. Și ne rog, pierd la oameni, ce se poate? Domnul Păiești, haideți în felul următor. Ne vorbim într-un lucru. Dați-mi voie și mie să vă spun că efectiv, și am să vă aduc o dată fișa postului, nu am absolut niciun fel de obligație de a veni în fața dumneavoastră. Absolut, am venit din respect pentru dumneavoastră și la invitația domnului primar pentru a discuta cu dumneavoastră și a vă prezenta soluțiile. Până în prezent, niciunul nu a venit cu o soluție legală dintre dumneavoastră.
Păi aia este, domnul consilier, și dați-mi voie să vă spun că avem cu toții obligația de a respecta legea. Suntem egali în fața legii. Asta e Constituția României. În altă ordine de idei. În altă ordine de idei. N-am primit din partea mea voastră niciun fel de soluție. Facem asistență socială. Domnul consilier, nu intru în discuția asta în derizoriu, cu asistat social și... Soluții nici nu sunt permis la noi, dar se poate negocia prețul. Cu cine? Cu firma. Cine? Cine să legea negociere? Pentru că nu se poate. Păi, dar ce vizat prețul ăsta? Cu ce crește prețul? Se vină în fața... Asta e rezultatul din licitație. Așa se face. Vii la licitație și aveți practica licitațiilor la Ocolul. Atât timp cât trebuie să vină la licitație, nu am făcut la licitație. Păi, tot aia cu Ocolul și cu... Știți prea bine cum funcționează. Știți prea bine cum funcționează o licitație. Nici nu contează unde lucrez eu și nici nimeni nu trebuie până acum. Repet, știți prea bine cum funcționează lucrurile, domnule consilier. Știți prea bine că va câștiga o licitație cel care are prețul cel mai mic și respectă legea. Eu poate să vă contrazic singur. Să vă spun de ce. Ai spus așa, un operator mai mare este mai ieftin ca un mic. Bun. Noi am avut un mic și avea putețul ieftin. Când nu funcționa legal, nu-i treaba noastră. Vorbează instituții statului că veni și verifice. Deși nu au venit să-l verifice și pe acesta. Domnul consilier, mă scuzați. Este exact treaba dumneavoastră a unității administrative teritoriale, conform legii. Așa că vă rog frumos, nu mai îmi spuneți că nu-i treaba dumneavoastră. Ba, exact a dumneavoastră este, domnul consilier. Înțelegeți? În momentul în care sunteți ales, legea este prima pe care trebuie să o respectăm. Domnul director, dumneavoastră ne amenințați cumva nu. Legal. Nu vă amenințați. Nu e amenințare când e vorba de legea. Cu legea. Bun. Spuneați că în cazul în care agenții economici nu fac contracte, pot veni de la card dacă merg de... Nu vor veni, domnule, se vor duce agenții să-și ia autorizații. De ce nu au venit și până acum? Când acel agent economic care opera pe teritoriul comunist spune că nu era legal, eu n-am venit să știu dacă era legal. Eu știu puteturile care le practica și erau mai mici. Domnul consilier, tocmai ați auzit că a venit și a și dat amenzi. Dumneavoastră știți că prețurile alea erau mici. Ok. Dar eu vă spun în felul următor. Unitatea administrativ teritorială Căiuți nu avea un contract cu un operator economic licențiat și nici agenții economici. Și fiind sarcina, obligația legală de mediu pe unitatea administrativ teritorială, vă revine dumneavoastră responsabilitatea de a fi reglementat acest serviciu. Dar totul ne revine nou. Dumneavoastră ce rol mai aveți? Stimați domnule consilier, să vă ofer cele mai bune servicii la cel mai mic preț posibil. În condițiile legii. Domnul consilier, vă rog frumos, aducându-vă aminte că ați votat absolut toată documentația de licitație, să vă asumați faptul că, de pe data de 11 ianuarie, deșeurile generate de populația și agenții economici din Căiuți rămân în Căiuți. Nu-i vina mea dacă rămâne. Dar este responsabilitatea dumneavoastră prin vot. Aprovați contractul de depozitare cu Bacău. Este unde... Exact cum a spus dumneavoastră, ținând cont că este un operator mare, am zis că prețul ar fi mai mici. Poate să întrezim cu o asemenea pompă. Domnul consilier, gazolina este mai ieftină decât benzina de la pompă, la rom. Petrol, la gazolină nu sunt bine, ilegal. Aia se fură. Contractul pentru depozitare, am putea să-l aprobăm. Nu se poate spune la vot în ședința asta. Putem stabili o altă ședință ordinară. Poate să pune la vot. Așa. Și la celălalt, legat de al doilea proiect de putem discuta, putem invita și agenții economici aici. Poate să vină și cineva de la firma, care, la operatorul care a câștigat contracte și mai putem discuti. Vedem la ce cu siguranță, dar același lucru, da. Pentru că toate sunt împreună, același lucru va însemna. Pe data de 11 nu încep. Da, păi este anexă la contractul mare, contractul cu agenții economici, nu începe, haideți să negociem, să invităm agenții. Da. Dacă vreau să trebuie la vot primul proiect de hotărâre, vă poziți avizele?
Așa se poate să funcționeze, poate să evolueze. O secundă, o secundă, una fără alta, vă rog, nu uitați, una fără alta nu se poate. Domnul consilier, vă pun la aprobare. Păi cum mai pui aprobare? Nu, ca să revenim la primul punct la persoane fizice și noi. Da, cu condiții contractuale. Să revenim, că domnilor consilier, vă rog să mă urmăriți. Ăsta e contractul. Condițiile contractuale generale. Tarifele rezultate din licitații pe care le-ați aprobat deja. Caiet de sarcini, regulamentul de salubritate, procedura din monitorizare, lista echipamentelor și tot anexă este și contractul pentru agenție economice. Îți toate la pachet. Dar pentru început, să supun la vot pentru persoane fizice. Cealaltă mai discutăm. Da, domnul consilier, dar repet, când vorbim de contractul de salubritate, vorbim integral și persoane fizice și persoane juridice. Să nu credeți că pornește pe 11 doar pentru persoanele fizice, nu. Pornește sau nu pornește? Că e un contract, nu sunt mai multe contracte. Păi atunci ați spus că vor urma să negocieze cu persoanele. Domnul consilier, dacă dumneavoastră aprobați, o secundă, dacă dumneavoastră aprobați astăzi modelul de contract, Romprescu intră la activitate și pentru și pentru. Vine Romprescu la agentul economic. Bună ziua! Doriți contract de salubritate? Astea sunt condițiile. Agentul economic zice, nu, sunt prea mari. Romprescu zice, bine, perfect, am plecat, la revedere. Nu se ceartă nimeni cu nimeni. Dar asta și trebuie să mai aprobăm. Pentru că, domnul consilier, pentru că prin votul dumneavoastră, să fim nu sub nicio formă, prin votul dumneavoastră, nu veți fi trași la răspundere. Din obligați pe ei. Votul dumneavoastră permiteți operatorului care a câștigat licitația și e licențiat să activeze aici și oferiți agenților economici posibilitatea de a încheia contract cu operatorul licențiat. Nu doresc că e responsabilitatea Ce Romprescu duce la agenție? Domnul consilier, gândiți-vă foarte bine la ce spune și la consecințe. Nu tăiați prețurile că rezultate din licitații. Nu tăiați prețurile, domnul consilier. Nu încercați. Nu merge. Prețul nu a fost. Prețul să fie, dar un preț mai mic. Să fie posibilitatea. Domnul consilier, face dar de licitații la Căiuță. Am rugăminte la dumneavoastră și sper să o înțelegeți în mod corect. Cu permisiunea dumneavoastră, mă voi retrage pentru a vă lăsa să discutați. Dar, repet, una fără alta nu se poate, oricare se duce la vot sau se modifică, anulează tot. Nu se poate. Să vă întreb și eu ceva. Sigur, domnul consilier. Cum ați spus și mai înainte, ați votat. Să nu ne trezim în situația în care... Veți spune după aia, consilierii au votat. Da, da. Așa adică e. Să nu fim pe de persoane juridice că noi am votat. Domnul consilier, îmi dați voie să vă aduc la cunoștință, deși nu este obligația mea, prevederile legii 101/2006, republicate a serviciului public de salubrizare? Dumneavoastră aici aveți obligația de a le reglementa. Și pentru persoanele fizice și pentru cele juridice. Repet, în condițiile legii. Astăzi aveți toate condițiile legale servite. Dumneavoastră respingeți contractul cu agenții economici pe motiv că sunt prea mari prețurile. Eu nu comentez că sunt mari sau mici, eu spun că sunt cele rezultate din licitație. Altele nu sunt. Dom'le, respingeți-l. Și mai departe, vă asumați șirul de consecințe. Dom'le, nu este treaba mea ce se întâmplă cu gunoiul din Căiuți, atâta timp cât Consiliul Local din Căiuți are alte soluții legale. Dom'le, mă înclin în fața dumneavoastră, dacă aveți alte soluții, repet, jos pălăria.
Domnule, vreau să fim de acord pentru persoane fizice. Pentru persoane juridice, prețul prea mare. Vă înțeleg, domnul consilier. Nu că am votat, nu am votat. Domnul consilier. Deci, scoateți în salvatorii și în arăitare și cați vota. Stânga fără dreapta, domnul consilier, stânga fără dreapta, nu. Da. Nu se poate lucra, dar pentru... Deci noi toți să zicem ca dumneavoastră, dumneavoastră unul sigur că noi suntem acea lucru. Să poate un amendament făcând la acest contract cu persoanele fizice? Dați-mi voi să spun. Cu persoanele fizice? Deci prevăzut în hotărârea Consiliului Local, că această hotărâre a Consiliului nu obligă agenții economice să face contract cu Romprescu. Rămâne la aprecierea lor. Vor să facă? Vor. Nu vor, nu vor. Deci această hotărâre nu îi obligă pe agenții economici să facă contract. Domnule consilier. Domnilor consilier. Să fie cu acest amendament, să rămână la apreciere agentului economic dacă dorește să facă contract sau nu. Dar nu se spune la obligatorie. Cum se stabilește prețul de pornire? De la taxa minimă. Adică la agentul economic, da. Funcții de cantitate de lucru de bază de 30 de lei. Produci mai mult de o tonă, mediu metru cub. Deci asta se ia pe bază de economic. Nu, tu îți dă un bon. Deci tu dacă produci 3 metri cub, plătești 3.900.000. Dar dacă nu produci deloc, dacă vrea 2 metri cub, e bun. Dar ce poți să-mi dori? Bine, sunt dacă așa, și așa, la așa, la domnul consilier, se transformă din litri metri cub, din metri cub în kilograme, este formulă bagată în matematică, e simplu. Dar e de fapt importat, domnul Bogdan, la acel economic să le calculeze la metru cub, e chiar importantă. Omul duce aruncă hârtiile acolo în bidon. Dar e gravă la kilogram, nu vă credică ta decât la asta. Stați puțin, domnul consilier. Eu știu să calculezi metru cub, dar nu știi să calculezi. E gravă la kilogram, e gravă la kilogram, dar plănești. Eu o măsor, dar el știe să o măsoare. Noi să aprobăm, să vadă cu aprobarea, că după aia domnul consilier ați uitat că ați aprobat? Da-mi eu treabă, o să spun. Prețul se duce la agent. O păteam cu acolo. Îi spun, domnule, nu vă aprobat. Consilierii, domnule, vă aprobat. Consilierii, asta spun. Cu acel consilier, vă rog. Eliminat din contract cu Metricu. Vă rog să le dați dumneavoastră agenților economici din Căiuți, în anul 2016, soluția legală. Domnul Bogdan, noi ca primărie plătim la Romprest, la tonaj. Da. Dar noi încasăm la... La persoană fizică. Da. Spuneți-mi și mie, cum poate urmări Consiliul Local ce tonaj achiziționează săptămânal această firmă din comun? Vine factură, el poate să-mi spună acolo, ajunge pe bărești, el poate să-mi spună acolo la 50 de tone. Practic e 5. Stimate, domnule consilier. Dau un bon. Dau un bon. Domnul. Dar ce reparează la urmă ora? Cam așa ar trebui. Cam așa ar trebui. Cine cântărește cu noi? Cine cântărește cu noi? Cine cântărește? Mă ascultați o secundă. Cântărește mașina. Domnul consilier, vorbim acum strict de persoanele fizice, da? Da. De persoane fizice, că a zis de primărie și... Da. E, oameni bune, abia aici intervine rolul adisului, cel care a făcut două licitații și care, în interesul dumneavoastră, pe care îl respectă, are doi operatori pe care îi verific încrucișat. Am evidența clară, pe baza declarației de aici, la dumneavoastră, a populației existente. Am evidența tubelelor distribuite, deși gradul de distribuție la fel este extrem de redus. Fac o paranteză. E o observație. Evidența clară a cubelelor distribuite, a cantității estimate pe indice de generare, deci număr de cubele, număr de containere. Știm exact cam ce limite joacă. Pe lângă asta, se duce frumos să depoziteți la cântar, unde îi plătesc cărurile separat depozitare. Și mi-i verific în cursul 6. Dar dacă l-am verificat noi când pleacă din comun, mergem la cântare electronică, că există la... Remater, există la chimic, un reprezentant care a colectat acolo de la primărie, administrator, fără niciun fel de problemă. Și în baza acestor bonuri de cântari, fără niciun fel de problemă, să ne elibereze facturile lunar la primărie. Este prima soluție practică pe care o întâlnesc. Da, avem nevoie și de sprijinul ăsta. Avem nevoie de sprijin pe partea asta, avem nevoie de sprijin pe partea controlului, pe
calitatea deșeului aruncat, adică eliminat odată pentru totdeauna biodegradabilul din pubelă. Omul va fi tentat, având pubelă nouă, să scoată totul afară. Nu-i cazul. Repet, biodegradabilul afară. Asta este sarcina noastră și a dumneavoastră, de a ne asigura, pe de o parte, că avem un serviciu funcționat de calitate, dar și cantitatea de gunoi redusă, pentru ca factura să fie suportabilă din taxa respectivă. Ce mă face să credeți că 8 sau 10 persoane într-o singură pubelă aruncă totul? Că pubelele se dau în funcție de rolul casei. Într-o casă poate să existe 8 persoane. Ce poate să arunce totul? Spuneți-mi și dumneavoastră. Domnul consilier, știți, mi-e foarte ușor să trec în locul dumneavoastră și să pun întrebări. Eu am abonament, am avut abonament la gunoi și am văzut cum s-au prestat serviciile. Foarte bine. Chiar vreau să văd cum o să se facă de acum încolo, pentru că în locurile unde nu poate ajunge mașina, cetățenii trebuie să vină cu gunoiul mai bun de jumătate kilometru. Domnul consilier, eu... Să vă văd atunci cum o să face serviciul. Domnul consilier, știți ce, că bănuiesc că... Știți ce bine mă simt când îmi spuneți să mă vedeți? Nu, domnul consilier, nu o să mă vedeți deloc. Nu pe dumneavoastră. Decât îmi vin aici. Nu pe dumneavoastră, direct. Deci eu îmi permit, ca în funcție de discursul dumneavoastră, să am reacție și răspuns. Să mă vedeți. Și eu vă spun, o să mă vedeți aici, în ședința de Consiliu Local. O să mă vedeți după Romprest, ca să-l amendez. Da, domnul consilier, ne-am mai văzut la ochi și o să ne mai vedem. Pentru că venim, atâta timp cât avem unde și de ce venim. Dar dacă se resping din contract, nu mai avem nicio. Noi să ne dăm seama în primele luni, să vedeți ce factori o să vină. Și după aceea o să facem o verificare, inopinant, într-o lună. Să verificăm, să vedem cât se colectează într-o lună, cât s-a colectat primele sau primele trei luni se va colecta într-o lună. Să vedem ce fac de prin umflat. Spuneți, îmi trimit niște doruri de cântare. Domnul consilier, nu-mi dați un lucru. Nu am de ce să verificați în Crucișat. Deci, domnule, până astăzi n-ați avut niciun fel de contract. Pe lângă lege, în totalitate. Astăzi aveți posibilitatea și începeți. Să vedeți că o să ne fure asta. Păi da, domnule, că ne furcăm toți, asta este realitatea. Oamenii s-au săturat de așa ceva. Oamenii nu sunt sătui zilnic, vede la televizor numai așa ceva. Ce să mai discutăm acum? Domnul consilier, domnul consilier, domnul consilier. La oamenii astea le fură. Eu n-am venit să vă fură. Joacă cea în bura, nici mine. Și a cui e sarcina, domnule consilier, de a rezolva astfel de probleme sociale? E sarcina statului, că omului trebuie să-i asiguri un trai decent. Cine îl asigură? Vine din coace, ți-a banii, du-te dincolo, ți-a banii, du-te caută los de muncă, n-avem, îți mai dă și un picior în fund și plecat acasă. Plământ, dezbracat, desculț. Statul în democrație începe de aici. De unde? Autoritatea cea mai apropiată de cetățean. Păi tocmai. De aici începe statul. Păi de aici începe statul român, dar atâta timp cât statul nu-i asigură un trai decent, ca dumneavoastră la rândul dumneavoastră cu legea să o puteți aplica legea, să ai un trai decent și confort, să te vedem atunci cum poți să aplici legea. Legea este lege, trebuie aplicată. Dar la cetățeanul care nu are cu ce trăi, ce faci cu el? Și zici, dai bani. De unde? Mă scuzați, îmi cer scuze. Da, niciun fel de problemă. E același cetățean care locuiește aici, e același cetățean care vă alege pe dumneavoastră, este același cetățean căruia eu vin astăzi, prin intermediul dumneavoastră, cu propunerea și soluția de a avea serviciu public de calitate și în conformitate cu legea. Dacă prin votul dumneavoastră veți considera
Că există alte soluții, repet, nu-mi rămâne decât să iau la cunoștință. V-am spus cât se poate de clar, explicit, înțeleg dificultatea anului 2016 și subiectul din ce în ce mai aprins. Oricine va fi primar, oricine va fi consilier local și absolut oricine va fi director la ADIS, același lucru trebuie să facă. Să aplice și să respecte legea și contractul care a fost câștigat. Ne învârtim în jurul păzii. Este în puterea votului dumneavoastră, dar în același timp, cu toată considerația vis-a-vis de funcția pe care o aveți, consecințele de aici încep. Ori intrăm în legalitate și funcționare normală, ori ne blocăm. Și, domnul Bogdan, dacă societatea asta este constituită legal și tot spuneți de 200 de ori legea și legea, la ce mai e nevoie de proști ăștia, domnule? Dar nu, nu. Că la ce? La ce tot trage? Stai să o votăm atât. La ce mai e nevoie de părerea asta? Domnule consilier, dacă... Să aibă acoperire, domnule. Da, exact. Trebuie justificare. Dumneavoastră, mergeți exact cu ideea. Vreți, nu vreți, trebuie să treacă vot. Domnule, stați puțin. Cine decide? Dar sunt toate societăți în județul Vamăcoră, cât societăți. Avem toate prin Consiliul Popular, toate prin Consiliul Local. Fiecare cum s-a discutat. Un agent de grădă, că vrea să da, dar acesta este un serviciu public. Este un serviciu public pe care OAT-ul îl reglementează. Deci dumneavoastră decideți. Da sau ba. Dacă-i da, e bine. Dacă-i ba, posibil iarăși bine. Băi. Nu, posibil iarăși bine. Înseamnă că aveți o soluție. Mare de oră jumătate la Orești, uitați-o cu ședința prin Consiliul Local Orești, e aceeași treabă, spus-o domnul director și acolo, aceeași treabă și la primăria Căiuță. Să nu credeți că deviază ceva la subiect. Dar primul aici, învățat de la început. Noi, dacă nu aprobăm, nu aprobăm. Trebuie să treacă, trebuie să aprobăm până la urmă. Nu avem ce face. Că dacă trebuie să și să mai pun la vot? Ați văzut, nu știu. Ați văzut că sunt rezervați și permisiunea de pauză. Da, vedeți că și la un magazin când mergeți, vedeți două ambalat. Un kilogram de zahăr ambalat, orez ambalat, bomboane ambalat, tot e gunoi. Vedeți că tot e gunoi. Da, tot e gunoi. Și se spune că și alt discount. Mă uitam aici, mergem împreună să le vedem? Haideți să dați-mi voie să sintetizăm, să discutăm despre ce este vorba. Mă uitam aici că după am zis-o, adică n-am apucat să zic după am zis-o. Daminești nu-i rezolvat, dar s-au rezolvat. A său Daminești s-a rezolvat, da, da. Am rămas noi și Brusturoasa contract cu agenții economici. Exact ce a spus domnul Vrânceanu. Mai devreme sau mai târziu, vrem, nu vrem să ajunge acolo. Că ei după 11 o să ne pună în fața unui fapt foarte împlinit. Că acum este o situație ingrantă, dar dați-mi voi să termin da, și spune asta. Minut, da, deci o situație destul de ingrantă pentru toți dintre noi. Pentru că aprobând, dă-mi voi un pic, domnul Vrânceanu și vreau, da. Aprobând, neaprobând, ăla de la noi cade, de la 11 nu vine. Nu rezolvă nici pe omul de rând, nici persoana juridică, nici instituții publice pe nimeni. Pentru că sunt licitate, la nivel de județ, ca la Ion, vrei, nu vrei, ceva să se mene, vei mare chiar. Asta e situația. Păi am acolo nu se trage. Da, zic, asta e o zicală. Da, vreau să fim puși în situația ingrată în care nu vor veni să presteze servicii, să ne exclude din asociații și abia atunci e rău. Că vrem, nu vrem undeva, acolo ajungem. Păi, asta vreau să vă spun, domnul primar. Ați văzut, dar v-am susținut punctul de vedere. Am fost de acord cu totul dumneavoastră. Așa a fost, corect. Nu, dar deci am fost sinistici corect. Aseară vă spun, Bogdan, el știe domnul Vici, aseară unul din cei mai buni prieteni îi dau, pare că are o leacă din magazin și are întreabă cum a reacționat și mă vedea pe mine țapul ispășitor. Nu e așa, dar o să vedeți că o să ne întrunim de urgență și o să aprobăm, că noi ne batem de fapt acum pe contractul ăsta, cadrul care la persoane juridice. Sunt 80 societăți. Sunt toți direct sunt niște implicați. Două minute și închid. Eu vă spun, și în situația în care aprobăm contractul cadrul și își fac ei serviciile, orice agent economic
aprobarea la el nu înseamnă că eu îl oblig pe agent economic să facă contractul în termenii aia cu el. Da. E aprobarea unui tip de contract, eu pot să schimb mâinii. Domnul Grâncea, nu mai știți ce am vrut domnul Grâncea să vă spun? Că spun când a spus domnul Bogdan cu Oneșu că a fost problema cu gunoiul. Ei tot așa, ce au spus, că mărește taxa de 4 ori. Dar ce, ca să dea firma așa deoparte care este la ora actuală, da, așa, să dea firma deoparte, i-au pus condiții. Dom'le, dacă nu rezilezi contractul, îți băgăm la coapă de noi de 4 ori mai mult taxa. Și normal cu oamenii de la nu plătește taxa asta, e la taxa mai mică. Aseară pe telefon, dar nu se explică treaba asta. Aseară pe telefon a sunat un lider de la PNL. Chiar zis, măi, eu sunt de bun la PSD. Aceeași treabă. A zis omul clar. A spus Iliad, trei nu vrei tot acolo de duce, că te exclude. Te exclude ca comunitate din Adis mâine să duc mâine adunare. Ce ce crezi tu nu a aprobat, mâine uitați aici, la Bacău trebuie să duce punctul. Dacă nu s-a mai certat domnul Ieni, domnul avocat, ne, ne exclude. Nu s-a mai certat Ștefan. Și atunci, abia atunci va fi problema grea pentru noi ca, ca autoritate locală. Pentru mine, eu vă spun, știți că n-am avut situații mai confortabile ca acum. Și vă spun de ce. Domnul. Eu la prom. El de vezi că... Ia proiect de hotărâri, exprimat, l-au votat Consiliul, treaba voastră. Interesul lui Sabo, este domnul Matei, domnul Sabo. Nu, că interesul lui Bogdan Setu, nu-l acum condamnăm pe el, a fost solicitat, s-a venit cu prețul, el trebuie să vină să-i impună ce solicitat. Nu, dar a avut totuși răbdarea ca să-i explice, dar tot la aceeași merge. Dar nu. Să mergi când ai soluții ca la EON. Vrei, nu vrei, n-ai nici să-ți dea curent decât eu. Pentru că da, dacă la groapa de gunoi de la Bacău spunea, da, domnule, dăm acces la 3 societăți din Bacău, aveam de unde alege. Atâta timp cât o licitat și i-a dat exclusivitate pe groapa de gunoi, ca la EON. Haide mâine, dacă stai curent neplată, cine? De ce i-a spus de ajut? Pentru groapa la ajut avea 15 lei, era pe groapa de gunoi, era foarte multe. Aveți cuvântul meu dacă până acum o săptămână când am vorbit cu băiatul ăla, că veniți să mă contactați unul la ajut, dacă vreați să faceți întâlniri cu noi. Da, am vorbit cu el și mi-a zis Iulian, numai. Și la ei acum o fac pe asociație, ei sunt pe urmele Bacăului. Suntem 10-15. Nu ați ai venit dacă v-ați suportat și ceilalți. La cuvinte, la ce se aude acum să pregătești proiectul ăsta, bombă cu regia, să privatizezi? Da. Da, deci am aflat un lucru la care nu mă așteptam să-l aflu în ședința de Consiliu și la o asemenea persoană care a fost invitată. Deci am aflat că firma care presta servicii pe teritoriul comun, nu avea vizii, nu avea autorizare. Nu avea nimic, așa este. Așa este. Bun. Ducea cu noi, săracul, cum îl ducea, a investit. Omul ăla este falit acum. Da, 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 pentru că, vă spun, a luat, a luat mașini din gunoi, a luat alea, putea să zic că o firmă care o împrestă. Băi, nu mă duc și dau eu botul la cașcaval. Fac contracte și cu fraierea ăștia mici, și 4-5 și lasă-mi ăsta. Băi, tu îmi dai mie atâta pe tona de gunoi când mi-aduce aici, dar exact. Treaba ta, tarifele tăi. Dar l-au ascultat cineva pe omul ăsta și nu cel care făcea prestări la noi comune. Bănuiesc că și în celelalte comune s-au întâmplat la fel. Nu la discuție, lângă Bacău, lângă Moinești, Moinești. Deci pe la comunele care au cumpărat mașini de gunoi, LG-ul. Ai gândă de dumneavoastră. Nu, dacă față bănuiesc că astfel de oameni sunt mult mai bine documentați și informați în ceea ce privește legislația. Ei știu exact unde au greșit, dacă au greșit. Dacă sunteți de acord, eu chiar i-am putea invita la o discuție. Sigur că ne vom reîntrans, nu avea. Bun, eu i-aș invita la o discuție și să intre, doamne, ce te, cât te costă să te obții toate avizele și să mergem mai departe cu mesele. Trebuia înainte, doamne, de-a supra casa. Nu are, deci el ca săracul ăla, ca să poată să ducă, trebuie să vorbească la Buzău sau la Harbita, dar și la aceeași situație, totat. Dar consilierii știu ce fac. Consilierii de la orașul Bacău, ei pe cine reprezintă? Nu reprezintă poporul? Nu reprezintă județul? Păi poate să știu și ei fără hotărâre. Regăniște la hotărâre pe noi. Nu se poate așa ceva. Uitați-vă, suntem noi și cu vrusturoasa. Nu contează. Ne-am trezit noi. Ultimii dau, ne-am trezit. Oamenii, trebuie să găsim o soluție și la gunoaiele astea. Nu trebuie să acum să explicați. Nu știu, mai cu puțin, mai cu cumva. Trebuie să vezi că nu cedează mai puțin. Nu are cum. Nu are cum. Prețul ăsta trebuie să vezi cu el. Dar așa e grave. Prețul ăsta trebuie să vezi cu el. Vrei, nu vrei, prețul ăsta trebuie să vezi cu el.
Eu v-am cerut acceptul și pentru mine o minut. Domnul președinte, o secundă. Deci în comisia juridică am supus la vot și am vrea să putem o discuție cu operatorul care a fost până acum. Să vedem ce părere are el. Nu cred că ce prea mult. Nu este obligatoriu să obținem ceva. Dar vrem să putem o discuție cu el. Eu am stat de vot cu operatorul. Eu ce vroiam să nu vă mai repet pentru că două ori. Bate moneda la aceeași problemă. Două ori. Deci dacă ar fi și Ștefanu, da. Și că e un lucru. Nu trebuie să fie la Ștefan la aprobarul aici. Uitați-vă la... Nici o firmă nu poate bani pe și firma asta. Asta e ce spunea. Uitați-vă la mine ce vă spun astăzi. Nu e astăzi. Nu-i mâine. Posibil după 11 te dea o lecție de viață și o să le dăm răspuns în fața cetățenilor că îi lași. Sunt și oameni care vreau să-și ia cu noi. Pentru că în Vasilică suntem o groază cu tomberoane pe la poartă. Nu-ți face asta, vine tot. Unde duceți, domnilor consilieri, domnule prima, unde duceți cu noi? Nu pot lua măsuri, pot lua dacă dezaruncat la părâu. Când îi oferi, eu mă prevalez. La mine e cea mai confortabilă situații care am avut până acum, de când sunt primar. Ne-am mai certat, am avut 8-9. Deci, nici sunt aici, consiliere, nu mi-am permis să-l abordez, nu să-l chem și vă spun de ce. Că ori e o decizie unanim, gândită și... Dacă suntem cinstiți, corect, unul cu altul. Da, dar nu vă dăm. Părerea mea, dacă aprobăm locul de depozitare, automat aprobăm și pentru agenție economică. Dacă nu aprob locul depozitare, de pe 11, am înțeles. Dar la pachet vine și chestia asta. Toate sunt la pachet. Nu putem face deosebit. Adică nu trebuie să înțeleagă nimeni că cineva vrea să încalifice pachetul economic, că vrea să din contă. S-a făcut moneda pe noi am aprobat. Am aprobat în principiu. Așa s-a făcut. N-am aprobat prețul neapuit. Am aprobat prețurile, nu mă dați voi aici, este aprobat. Toate prețurile sunt aprobate, că sunt luate la licitație, din pachetul ăla ce vă spunea Bogdan. Noi astăzi aici aprobăm contractul cadru. Normal. Care vreți să-l facă? Prețul este aprobat, că prețul e trecut în contract. Noi contractul, tipul de contract care îl face aprobăm, nu prețul ne-a. Și noi în preț am zis că e mare. La preț nu poate umbla. Dar nu pot umbla. Singura soluție, agenții economici. A venit să dăm socoteală. Nu. Ascultați-mă ce vreau să ajung. Sunt măsuri care... Întotdeauna, spuneam, la Popeni gunoi s-a dus cu căruțe, la Hirtiu s-a dus, s-a făcut ormane, primăria plătea, baga buldozer, autogredă, cheltuiau bani. Ei, acum a venit, fiind membri în Uniunea Europeană, a spus, pădii noi mergem. Stop! Cadru! Opriți și facem ordinea asta. Cu ce facem? Cu banii noi. Eu v-am mai spus ceva. Cu asta, avem asta, asta am făcut, asta merită, asta trebuie să facem. Care pare că este sărac. Mai discutăm, o pofilim, o dăm, o să zicem. Vrem să facem propagandă electorală o parte? Cam asta. Deci, pentru cei care chiar n-au statul, le oferă ajutor social. Da, din banul ăla minim să-și poate să-și plăti taxe, impozite, cu noi... Noi punem la aprobare amândouă. Cu asta termină treaba. Nu, mai că s-a făcut până două ori seara. Am ascultat ce a spus și domnul Bogdan, domnul primar. Domnule, mai trebuie să mai degrabă tot acolo. Și atunci nu avem ceva. Și atunci ce o lungim? Eu vă spun altceva. Nu v-am zis adresa că... Auziți? Nu v-am citit adresa care o altă. Dați-mi voi leac. N-am vrut să vă influențeze într-un fel sau altul. Nu mi-am păstrat-o la sfârșit și v-am pus punctul de vedere. La sfârșit, vineri așa, pentru a prezenta documentele, punctul dumneavoastră de vedere al Consiliului Local, referitor la cele anterior menționate. În condițiile în care este singur operator, uite, vă informăm că ce compania Romprest este singur operator de salubritate care deține licența pe raza OAT-ului reprezentat de către dumneavoastră. Ați înțeles destul de bine, tot am înțeles, s-au bătut aici. Acum punem la aprobare cu amândouă contractorii. Dați altă treabă. Prin prezent, vă informăm că pe raza administrativ teritorială a OAT-urilor, care suntem, dați-mi voi un pic. Reprezentarea că urmează să fie suspendată executarea serviciului colectare și transport deșeuri municipale dacă n-a probat. Uitați câte sunt. Și două s-au rezolvat. Mai suntem noi și structurați. Deci mai devreme sau mai târziu,
Dar să nu ne trezim pe 11 când explodă într-un regim de forță, ne pun în situația unui fapt de rezolvat. Eu nu am terminat ideea cu deci mai degrabă să mai târziu noi tot acolo ajungem. Trebuie să nu facă rugați astea. Dar eu am o singură propunere. Deci cu această hotărâre care noi o să luăm, poți să treacă proiectul sau nu să treacă. Dacă o să treacă, să fie vă rog menționat această hotărâre. Auzim, nu avem ce face. Pe juridice e și nu devin obligatoriu. Rămâne la apreciere pe doamnă juridice. Ori să facă contract cu prețul ăsta, ori. Dar eu vreau să vă rog altceva. Ca să nu-i dăm viz electoral, de-aia am lăsat-o pe la urmă, cât se dă. Am spus-o și Neon, suntem o comunitate, sunteți în pragul, sau suntem în pragul unor alegeri, indiferent cum, nu-i dați o conotație politică. Okay. Dacă o luați măsura de aprobare, luați un consens toată lumea, tot consensul local. Dar politică, dacă este, o dăm un consens politic, dar Consiliul Local a hotărât asta sau asta. Haideți să fim realiști, odată, indiferent, lăsăm doar de unul la o parte, orice... Doamna secretar, îi punem pe amândouă? Nu, două. Pe amândouă. Ne faceți avizele. Pe avizele la început. Vă rog, repaciți-o. Deci, haideți ca să o luăm și pe partea la altă, vreau să vă spun ceva, Bogdan tot plătea cu contractul din telefonie, așa este. Gata, vreau, tot săracul care îl vezi, toată doua vorbește la telefon, bea și tu mergi. Domnule, asta e adevărat, dar nu puteți să nu puteți să vă obiți. Eu nu puteți să vă obiți. Domnule, că nu puteți să vă obiți. Vine cu noi, peste 3 ani o să terminăm acum proapate cu noi resturi la animale, sperăm să terminăm. Ultima lasă să pui în curs urcare acolo. Știți cum ați făcut acum cu telefonul vorbit? Păi cred că așa a zis preotul Dorin. Vorbește lumea la telefon și nu are cu ce plăti. Păi dar nu îi nepunem omul dacă vorbește la telefon. Vreau să spun că este un serviciu și telefon. Da, da. Domnul. Una este să vorbești cu telefonul. Da, da, e un lux. Și alta cu 25. Telefonul. Internetul e un lux. E de necesitate. E și din necesitate. Hai la casele care se dărâmă, nu bate un pas, nu-i se dărâme casa. Știi ce face? Bătut un pas, îi pun antena de televiziune. Dar nu poate trăi fără ea? Păi nu poate, da. Eu știu, dar să mai vedem ce trăie. Ce trăie? Gata, nu după ce apar procesele verbale la doamna secretară, economicul, cultura și de noi, așa toate trei comisii, după aia punem la aprobare, ca să știți ce vorbim. Da, vă rog, care-i pentru? A apărut? Cine mai apare? Juridicul. Eu n-am vrut să spun că... Economicul, atac, cultura, atac. Așa, nu am noi la două zi, ca vine și în Bacuilor. Ai neama, doamne, ca să nu vorbesc, să nu bagă, e aia. Nu vrea să mergem acasă, stăm aici în noaptea asta. Noi avem de discutat procesele verbale, avem două procese la depus la aprobare. Și la sfântul loc când mai mergem. Dar la sfântul loc când mai mergem. Ma ta nu veniți aici, Neioane, că sunteți la Sfântul Ion. Nu, 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 nu mai mărești. E bine că s-a mărit și s-a înțeles din toată lumea. S-a văzut moneta două ori jumătate, dar s-a înțeles din majoritate. Eu am văzut cum ați luat cuvântul foarte bine și invitați-l. Mi-a plăcut poziția unor băieți sănătoși și bine puși. Da, nu, pe cuvântul meu. Fără să iei invit nimeni, dar mi-a plăcut. Iar dacă vor să vină invitați domnul primar să-i pună sala mare la dispoziție. Să vină invitați să vadă cum și discutăm. Nu mai vă par rău că are parte de asta, veți mai fi consilier și veți mai fi puși în situații din astea. E cel mai dificil punct care l-am avut. Cel mai dificil. Da, vă rog. Andrei, separat, separat, separat,
Cine este de acord cu aprobarea proiectului hotărâri privind aprobarea modelului de contract prestări servicii tratare și depozitare între primăria municipiului Bacău și Aviz Bacău? Cine este pentru? Și dumneavoastră, domnul Bătăr. Mulțumim! Așa ar trebui, dar nu pot. Așa, înseamnă că nu știi ce înseamnă bunătate. Care are o formă și așa spune legea. Dar înainte de a spune legea, trebuia să fii consultat stimată. Da, da, domnule, nu e la țări, două la țări. Domnul Lungu și cu domnul Bătăvă. Cine este pentru proiectul de hotărâri privind aprobarea modelului de contract de salubritate ce se va încheia între agenții economici și instituțiile publice și juridice pe raza comunității. Deci ați văzut, dacă sunteți, ați fost atenți, este aprobarea modelului de contract, nu tariful. Tariful este aprobat. Este aprobat, da. Numai modelul de contract. Dar știam de tariful, să l-am aprobat, tot ședință. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 8, 3, 12 pentru și 2. Vă mulțumim. Împotrivă sau abține? Cel din 28-a. Din 28, asta recent. Vă mulțumim. Abțineri? Două. Declar ședința închisă. Vă mulțumim.